Astăzi, 18 martie 2024, inițiem procedura de susținere publică a tezii de doctor în științele educației cu tema Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar la specialitatea 531.01 de Direcția Generală Educației, realizată de Balan Corina, comunicator științific, Guțu Zoia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar. Decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, procedura PAL numărul 8 din 27 iunie 2023, a fost aprobată comisia de doctorat în următoarea componență. Șovciuc Maia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președinte al comisiei de doctorat, Guțu Zoia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Academiei de muzică, teatru și arte plastice, conducător de doctorat, doamna Cuznețov Larisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent oficial, doamna Enoglo Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat, referent oficial, și doamna Bodrug Lungu Valentina, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent oficial, dar și membru al Comisiei de Îndrumare. Inițierea procedurii de susținere a tezei de doctor a fost posibilă și confirmată prin dosarul pretendentei la titlul de doctor în științele educației, care întrunește cerințele regulamentare. În dosar sunt incluse extras din decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova de aprobare a temei conducător științific și a comisiei de îndrumare, procesul verbal numărul 1 a ședinței comisiei de doctorat, adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezei, lista publicațiilor la foruri științifice, curriculum vitae, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctor, procesul verbal al ședinței comisiei de îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil, avizul comun al conducătorului științific și al membrilor comisiei de îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil, tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor sugestiilor comisiei de îndrumare, extrasul din procesul verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul școlii doctorale, avizul departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul școlii doctorale, tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor și sugestiilor membrilor departamentului, informații privind competențele profesionale ale membrilor comisiei de doctorat, extrasul din procesul verbal de la ședința Consiliului Științific de aprobare a comisiei de doctorat, dispoziția școlii doctorale cu privire la admiterea pentru susținere publică a tezii de doctorat, certificatele care confirmă depunerea tezii și a rezumat la Biblioteca Națională a Moldovei și a Biblioteca a Universității de Stat din Moldova, lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul și recipisa oficiului poștal, referatele de analiză a referenților, avizele la rezumatele tezii, copia actului de identitate a candidatei, teza de doctor și rezumatele tezei la teza de doctor în limba română și engleză. Îmi permiteți succint să prezint CV-ul pretendentei la titlu. Balan Corina își realizează studiile la Liceul Pedagogic Emil Bodnăraș la Suceava, Școala Normală Mihai Eminescu, Suceava, județul Suceava, în anii 1989-1994. În anii 2000-2005 își realizează studiile la Universitatea Petre Andrei din Iași, la Facultatea de Drept. În anii 2013-2015 realizează studii de master la specialitatea managementul instituțiilor educaționale, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. În 2017 își certifică studiile de formator, furnizat de structural Eurofond în training. În 2017 își realizează studii în domeniu ca și expert la Corpul Național de Expert în Management Educațional. Începând cu 2019, la data de 2 ianuarie, este înscrisă la studii de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, la Școala Doctorală Psihologie și Științele Educației, la specialitatea Teorie Generală a Educației. Activitatea profesională începe în 1994, activând în calitate de profesor în învățământ primar până în 2020. Din 2020 până în prezent, este director al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Bănești, Suceava.
Pe parcursul activității profesionale a participat la un șir întreg de foruri și sesiuni de formare profesională, sunt aici incluse în dosar. A publicat peste 20 de publicații în reviste științifice de profil. Totodată a participat la un șir întreg de conferințe științifice naționale și internaționale, simpozioane științifice. Doamna Balan Corin a fost înmatriculată la studii superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova prin ordinul rectorului numărul 03C din 2 ianuarie 2019 la forma de studiu cu frecvență în bază de buget la specialitatea 531.01 Teorie Generală Educației și numită în calitate de conducător de doctorat doamna Zoia Guțu, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, fiind aprobată tema tezei de doctorat Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar. Aprobate în componența comisiei de îndrumare doamna Bodruglu Valentina, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, domnul Panco Vasile, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, și doamna Repida Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențial universitar, Universitatea de Stat din Moldova, prezentă în ședința de astăzi. Tema tezei de doctor, în formularea enunțată și confirmarea membrilor comisiei dintr-o mare, este certificată prin extrasul din procesul verbal numărul 3 din 26 decembrie 2018 al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova. Doctoranda Balan Corina, în perioada 2 ianuarie 2019-2 ianuarie 2022, a realizat integral cerințele prevăzute în cadrul programului de pregătire universitară avansată și a programului individual de cercetare științifică, acumulând pe parcursul anilor de studiu 140 de credite, după cum urmează, 40 de credite prin susținerea 4 examene, toate 4 fiind susținute cu nota 10, 25 de credite prin realizarea programului individual de cercetare științifică, 30 de credite prin susținerea a 3 referate, a publicat 21 de articole, conform CV-ului actualizat, incluse în dosarul pretendentii, a participat la un șir întreg de conferințe, seminare, mese rotunde, workshop-uri științifice și naționale și internaționale. Numărul publicațiilor depășește cerințele minime, ce permite doctorandei să acumuleze numărul de credite necesar, 45 de credite. Conform prevederilor procedurii operaționale de admitere la susținere publică a tezii de doctorat, aprobat în ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 3 aprilie 2018 cu amendamente operate de Senatul Universității de Stat din Moldova în ședința de 24 noiembrie 2020, au fost îndeplinite următoarele cerințe. Teza de doctor și rezumatul tezei în vederea realizării analizei de similitudine au fost depuse la serviciu antiplagiat din cadrul Universității de Stat din Moldova. În urma examinării serviciul respectiv a elaborat raportul de similitudine cu concluzia că nu au fost depistate semne evidente de plagiat și autoplagiat. Teza de doctor a fost evaluată preliminar în ședința Comisiei de Îndrumare pe data de 15 iunie 2022, unde s-a decis. A recomandat teza de doctor Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar pentru examinare în cadrul Departamentului de Profil, Departamentul Științe ale Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova, cu luarea în considerație a sugestiilor și propunerilor înaintate de membrii prezenți la ședință. Teza de doctor a fost evaluată în ședința Departamentului Științe ale Educației în cadrul Universității de Stat din Moldova pe data de 10 februarie 2023, proces verbal numărul 7. Membrii care au luat parte la discuție au apreciat pozitiv teza, au menționat actualitatea și caracterul ei inovator, formulând decizia. Înaintat teza de doctor cu tema Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, realizată de Balan Corina, pentru susținerea publică cu luarea în considerație a sugestiilor și propunerilor membrilor prezenți în ședința departamentului. Tabelul privind gradul de realizare obiecțiilor înaintate de membrii Departamentului Științe ale Educației este anexat în dosar. Totodată, teza de doctor și rezumatul tezei, redacția finală, corespund prevederilor ghidului privind redactarea tezilor de doctorat și a rezumatelor, elaborat de Școala Doctorală Științe Sociale și al Educației. Dosarul prezentat este întocmit conform listei documentelor necesare la depunerea oficială a tezei de doctorat.
Consiliul Școlii Doctorale Științe Sociale și al Educației a aprobat componența comisiei de doctorat propusă de către conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare, decizia fiind aprobată de către Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova la data de 27 iunie 2023, proces verbal numărul 8. În ședința preventivă a comisiei de doctorat, care a avut loc în format online pe data de 14 februarie 2024, proces verbal numărul 1, s-a decis autoriza pentru publicare rezumatele în limba română și engleză a tezei de doctor cu titlul Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, realizată de Balan Corina la specialitatea 531.01, teorie generală a educației, conducător de doctorat, Guțu Zoe, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, a organizat susținerea publică a tezei de doctor pe data de 18 martie 2024, în cadrul Universității de Stat din Moldova, strada Mihai Cogălnicianu 65, Chișinău, a expediat rezumatul tezei de doctor pe adresa 24 de instituții. Am aici anexat adresa instituțiilor pe care au fost expediate rezumatele, lista organizațiilor pe adresa care au fost expediate rezumatele în limba română și engleză, precum și recipii sau oficiului poștal sunt anexate la dosar. Dacă sunt întrebări, stimați membri a comisiei de doctorat, stimați referenți, dacă sunt întrebări la dosarul pretendente la titlul științific, vă rog să le adresați. Nu avem întrebări. Nu sunt întrebări. Atunci oferim cuvântul pretendentei 20-30 de minute pentru prezentarea succintă a rezultatelor cercetării. Distinsă doamnă președinte, distinși membri ai comisiei, permiteți-mi să aduc în fața dumneavoastră principalele rezultate și idei cuprinse în teza de doctor Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, sub coordonarea doamnei profesor universitar, doctor în pedagogie, Guțu Zoe. Actualitatea și importanța temei. Prezentă la nivel global, violența este o realitate inerentă naturii umane. Abordarea acestui fenomen la nivel internațional este una multidimensională, presupunând atât implicarea unor organisme guvernamentale și neguvernamentale, cât și concursul tuturor experților în domeniu. În raportul mondial ONU privind violența asupra copiilor, se menționează că fiecare al 10-lea elev din lume este supus violenței în școală, iar fenomenul continuă să escaladeze. Violența în școală, sub toate formele de manifestare, constituie o încălcare a dreptului copiilor la educație, sănătate și bunăstare. Având în vedere dinamica fenomenului violenței în mediul școlar, corelată cu o schimbare de perspectivă în privința școlii ca parte integrantă a comunității largi și nu o entitate izolată, neafectată de conflicte și dificultăți, problemele cu care se confruntă școala ca instituție și mediu de formare a elevilor privesc societatea în integralitate. A face din școală un mediu sigur, protector și inclusiv, pentru a gândi, pentru a învăța și a socializa, un mediu în care elevii să fie scutiți de violență, este un ideal spre care toți decidenții tind, dar care nu poate fi atins decât printr-un efort considerabil, printr-o misiune și viziune antiviolentă creată și împărtășită de toți cei implicați. Școala singură nu poate schimba o societate violentă, școala poate depune un efort pentru a redimensiona tendințele, poate găsi alternative la violență, poate exersa cu elevii responsabilitatea în contextul social. Literatura de specialitate arată că cercetările, având ca obiect violența școlară, au debutat prin anchetele realizate de cercetătorul norvegian Dan Ulveus în jurul anilor 1980. În perioada următoare, studiile asupra violenței școlare s-au extins în alte țări, precum Marea Britanie, prin vocea unor autori precum Stevenson și Smith, în Olanda, Jean Bertas, în Japonia, Australia și așa mai departe. La nivel de politică educațională și problematică de cercetare, din prisma unor variabile, violența școlară a fost tratată în majoritatea țărilor din Europa. În România, istoria cercetărilor asupra agresivității
cuprinde nume remarcabile, pornind cu Danciu, Rădulescu, Păunescu, Albu, Șoitu, Hăvârneanu, Badea, Neamțu, Omărădiței, Neculau. De asemenea, violența școlară s-a dovedit o preocupare constantă în lucrările lui Neculau, Neamțu, Sălăvăstru, Jigău Liceanu și Preoteasa, Cocoradă, Curelarul Mihai și Curelarul Versavia, Pascal. În Republica Moldova, cercetările și publicațiile privind agresivitatea și violența școlară subliniază efortul și realizările unor autori remarcabili, precum doamna Bodrug, doamna Guțu în calitate de coautor, doamna Potânc, Racu și așa mai departe. Din perspectivă conceptuală, în studiile realizate în domeniul agresivității și violenței, se constată depășirea treptată a modelului provenit din teoria învățării sociale fundamentată de Albert Bandura, potrivit căreia, prin socializare, copilul învață comportamentul agresiv, fiind recompensat direct sau observând cum alții sunt recompensați pentru conduită agresivă. Deși se pot constata unele progrese, atât conceptuale cât și metodologice, există zone în care cercetarea nu a avansat și nu a produs soluții de care practica educațională ar fi avut nevoie, spre exemplu în domeniul prevenției și intervenției la vârste școlare mici. Din această perspectivă, putem formula contradicția cercetării doctorale între preocuparea educațională constantă privind problematica generală a agresivității și nivelul ridicat de agresivitate și violență înregistrat începând cu învățământul primar. Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în eficientizarea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare prin valorificarea interconexiunii factorilor și condițiilor psihopedagogice și a modelului sintetic de prevenire și diminuare elaborat în acest scop. Obiectul cercetării îl constituie procesul de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Ipoteza cercetării poate fi formulată astfel. Presupunem că elaborarea și aplicarea modelului sintetic de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar va contribui esențial la prevenirea și diminuarea agresivității și violenței în învățământul primar. Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și praxiologică a prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar din perspectiva identificării și valorificării condițiilor psihopedagogice și a interconexiunii dintre acestea. Metodele utilizate în cercetare sunt cele binecunoscute, teoretice, empirice și statistice. Cadrul analitic al cercetării corespunde capitolului 1 și putem spune că de-a lungul timpului au fost formulate păreri contradictorii în literatura de specialitate cu privire la definirea celor două noțiuni, agresivitate și violență. Din perspectivă psihologică, majoritatea psihologilor americani definesc agresivitatea drept comportament direct orientat spre un alt individ cu intenția proximă de a obține un avantaj sau folos de pe urma suferinței provocate. Reținem însă definiția formulată de Septimiu Chelcea, comportament verbal sau acțional ofensiv, care are drept scop umilirea, vătămarea și chiar suprimarea altor persoane care sunt motivate să evite acest tratament. Simbol prin excelență, capabil să înglobeze tot ce e rău și reprehensibil, violența trimite direct către o deteriorare a nevoilor fundamentale omenești sau o deteriorare a vieții la modul general. Ca formă a violenței cotidiene, violența școlară cuprinde totalitatea activităților și acțiunilor care provoacă suferință sau pagube fizice sau psihice persoanelor active în sau în jurul școlii sau care urmăresc să degradeze obiecte la școală. Acțiunea pedagogică, în funcție de premisa de la care se pornește, se referă la întreaga paletă de măsuri de prevenție și intervenție ce pot fi implementate în școală.
Diversitatea formelor de violență reprezintă expresia concretă a unui stil de relaționare și a unui comportament social care valorizează pozitiv violența în detrimentul unor strategii de gestionare și rezolvare a conflictelor. Prevenția și intervenția, ca demersuri specifice, trebuie să realizeze două obiective corelate între ele. Pe de o parte, eliminarea sau diminuarea cauzelor și condițiilor ce generează conduitele violente, iar pe de altă parte, resocializarea, recuperarea morală și socială a actorilor implicați. Astfel, în literatura de specialitate, se cunosc trei tipuri de strategii de prevenție. Primară, care se aplică în cazul elevilor care încă nu au manifestat semne ale agresivității, strategii secundare, care se aplică în situația existenței unor manifestări minore ale comportamentelor agresive, și strategiile terțiare, prevenția terțiară, care se aplică în cazul elevilor care deja manifestă probleme grave de comportament. Manifestarea agresivității și violenței la elevii claselor primare depinde cel mai mult de personalitatea copilului. Dacă în perioada preșcolară copiii dezvoltă comportamente nepotrivite sub formă de neascultare, îndălătnicie, odată cu școlarizarea încep să manifeste deficite tipice ale comportamentului social, care duc la probleme de relaționare cu colegii, dar și cu profesorii, evoluând ulterior într-o adaptare socială și școlară deficitare și un comportament agresiv stabil. Inspectând literatura de specialitate, am constatat că, în general, comportamentul violent al elevului este legat de anumite condiții. Pe de o parte, existența unei emoții sau situații, gelozie, supărare, frustrare, furie, sentimentul neputinței, fie existența unor modele de comportament violent în familie, în grupul de prieteni sau în grupul de apropiați sau în mass media, fie existența unor condiții care facilitează descărcarea agresivității, căldură, frig, oboseală, zgomot. Bazele conceptuale și metodologice ale cercetării corespunzătoare capitolului al doilea. Demersul nostru conceptual privind prevenirea și diminuarea agresivității și violenței școlare se axează pe analiza diferitelor abordări și experiențe internaționale în domeniu și pe constatarea că agresivitatea și violența școlară sunt angrenate de un complex de factori aflați în interdependență. Violența școlară este dificil de conceptualizat și de măsurat, ne spunea Jimerson și Furman. Dificultatea vine în primul rând din faptul că violența școlară cuprinde o gamă largă de comportamente agresive care presupun atât comportamente verbale cât și comportamente non-verbale în context social. În al doilea rând, dificultatea conceptualizării violenței vine din incapacitatea de a o distinge de comportamentul de joacă. Indiferent de dificultatea acestui proces, analiza amănunțită a fenomenului reprezintă primul pas atât în conceptualizare cât și în implementarea unui demers integrativ de intervenție în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare. Făcând un inventar al formelor de manifestare, am propus următoarea definiție. Violența școlară cuprinde o gamă largă de comportamente agresive, proactive, inițiate fără provocare, și reactive, inițiate ca răspuns la provocare, realizate pe fondul unui echilibru sau dezechilibru de putere, având ca principală țintă persoane, grupuri de persoane, obiecte, din spațiul școlar sau proximitatea școlii, precum și agresiunile derulate în spațiu virtual atunci când actorii comportamentali sunt elevii. Comportamentul agresiv este un comportament proactiv și reactiv, destructiv și violent, orientat spre persoane, grupuri de persoane sau obiecte. Știm cu toții că aceste comportamente sunt declanșate de intervenția unuia sau mai multor factori de risc.
analiza factorilor de risc în raport cu anumite condiții psihopedagogice și a intercondiționării acestor condiții în contexte reale specifice elevilor claselor primare, ne permite să deducem câteva principii care stau la baza prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Pe de o parte, principiul intercondiționării contextuale a factorilor de risc cu particularitățile manifestării agresivității și violenței școlare la elevii claselor primare. Un alt principiu, principiul intercondiționării influențelor interne cu influențele externe și principiul abordării globale a interconexiunii condițiilor psihopedagogice privind agresivitatea și violența la elevii din învățământul primar. Valorificând aceste principii, am elaborat modelul sintetic de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar, punând în conexiune directă cele trei mari instanțe, școală, familie, comunitate. Componentă structurală a modelului sintetic integrat, programul de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar, are la bază viziunea exprimată de profesorul Michael Bernard în programul Da, poți, reușești, prin valorificarea celor cinci fundamente socio-emoționale cheie, încrederea în sine, perseverența, organizarea, înțelegerea cu ceilalți și rezistența emoțională și cuprinde activități adaptate condițiilor și factorilor specifici contextului școlar local. Programul este structurat în patru componente, o componentă pentru elevi desfășurată pe parcursul a 24 de sesiuni săptămânale, componentă pentru părinți, 6 sesiuni întâlniri lunare, componenta pentru cadre didactice sub forma unui training și componenta comunitară, acel demers educativ de coordonare a acțiunilor profesorilor, elevilor, părinților și membrilor comunității. Demersul experimental, corespunzător celui de-al treilea capitol, face referire la faptul că cercetarea teoretică și realizarea experimentului pedagogic au ca finalitate verificarea ipotezei cercetării. De asemenea, scopul experimentului constituie validarea experimentală a modelului sintetic de prevenire și diminuare a agresivității în învățământul primar. Etapele cercetării sunt cele bine cunoscute, etapa întâi preexperimentală, când are loc diagnoza agresivității și violenței școlare, etapa a doua experimentală care vizează aplicarea în practică a programului și etapa a treia post-experimentală care constă în repetarea aplicării instrumentelor din etapa inițială și măsurarea rezultatelor finale. Eșantionul cercetării a cuprins un număr de 54 de elevi de clasa a 4-a, cu vârsta cuprinsă între 10 și 11 ani, de la două școli din localitățile Bănești și Tamate, lotul experimental cu 27 de elevi aparținând școlii gimnaziale Mihai Eminescu Bănești și lotul de control 27 de elevi aparținând școlii primare Stamate, structură a școlii Bănești. Instrumentele cercetării au fost chestionarul pentru evaluarea comportamentelor violente din mediul școlar elaborat după Jigău și Roșan și adaptat elevilor din învățământul primar, chestionarul de identificare a frecvenței actelor de violență, construit de Steven Ciușoa și Banos, tradus în limba română de Beldean, Galea și Jurcău și adaptat elevilor din învățământul primar, matrița indicatorilor de progres ai comportamentului elevilor la vârstă școlară și matricea indicatorilor comportamentali ai părinților și profesorilor participanți. Diagnosticarea nivelului de manifestare agresivității și violențe școlare s-a realizat cu ajutorul celor două chestionare amintite. Diagnoza inițială a manifestărilor violente la elevii aparținând celor două loturi implicate în cercetare a arătat că, și aici am extras pe fiecare nivel cea mai relevantă raportare, ca formă
Violența între elevi este cel mai des întâlnită, 33% lot experimental, 52% la lotul de control. Ca mod de manifestare, utilizarea unor expresii jignitoare, referitoare la trăsături fizice sau psihice, 81% lot experimental, 74% lot de control. Locul manifestării, cei mai mulți elevi au raportat că pe internet, 59% respectiv 55%, nivelul la care se realizează elevi din aceeași clasă, 56% versus 59% lotul de control, situația de victimă, 37% respectiv 41% au declarat că au fost în situația de victimă și hărțuiți prin injurii. Cu privire la violența elevilor, colegilor față de profesori, atitudinile nepoliticoase au fost raportate în proporție de 67% versus 63%. Violența profesorilor asupra elevilor. Cu toții știm că acest deziderat este trecut în desuetudine, deci nu este interzisă cu desăvârșire. Cu toate acestea, elevii au raportat că profesorii sunt distanți față de elevi. Situația de a fi violent, 67% din lotul experimental au raportat că au fost în situația de a fi și 59% de la lotul de control. Gradul de siguranță în școală, 45% dintre elevii din lotul experimental au declarat că se simt în siguranță în școala lor, 41% la lotul de control. Ca și cauzalitate, influența mass media a fost cel mai des raportată, iar situația de a imita scene de agresivitate, 37% dintre elevii din lotul experimental au arătat că au fost puși în situația de a imita și 30% din lotul de control. Sursa de inspirație, internetul, în marea majoritate a cazurilor. Cu privire la contribuția personală la reducerea cazurilor de violență, 44% dintre elevii din lotul experimental au raportat că stă în puterea lor să schimbe lucrurile în bine, iar 48% de la lotul de control. Toate aceste rezultate inițiale ne-au ghidat în elaborarea și implementarea programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar. După cum am spus, organizarea experimentului formativ s-a făcut pe 4 componente. Componenta pentru elevi a urmărit în mod special dezvoltarea abilităților sociale și emoționale în vederea prevenirii fenomenului. Componenta pentru părinți a urmărit conștientizarea rolului de partener în educația antiviolentă a copiilor. Componenta pentru cadre didactice a urmărit informarea și creșterea nivelului de conștientizare a profesorilor cu privire la necesitatea implicării în activități de prevenire, iar parteneriatul educațional și comunitar s-a alăturat politicii de reducere a agresivității și violenței școlare. Componenta pentru elevi a cuprins o varietate de activități și conținuturi. Iar în urma analizării datelor experimentale, am subliniat următoarele concluzii. Nu există diferențe semnificative în privința formelor de comportament violent la nivelul ciclului primar și fetele și băieții manifestă comportamente violente. Ponderea este mai slab reprezentată la fete și cu o tendință spre violență verbală, iar băieții spre violențe fizice. Există diferențe semnificative în privința frecvenței formelor de comportament violent între elevii de gen feminin și cei de gen feminin. Fetele raportează mai puține violențe, manifestări violente, în timp ce băieții au o frecvență mai intensă a acestor manifestări. Nu există diferențe semnificative în privința locurilor din mediul școlar în care au loc comportamentele. Chiar dacă se realizează o reducere a frecvenței manifestărilor în cea de-a doua etapă, elevii declară că în școală, în pauză, se înregistrează cele mai multe astfel de
manifestă. De asemenea, există diferențe semnificative în privința autorilor comportamentelor între elevii de gen masculin și cei de gen feminin. Băieții declară mai degrabă că s-au aflat în postura de autor ai violențelor, în timp ce fetele s-au situat în postura de victime. În analiza comparativă dintre scorurile înregistrate în etapa inițială și cele înregistrate în etapa finală, la grupul experimental, s-a constatat că în etapa de pretest s-a obținut un prag de semnificație de 0,03, pentru ca în etapa post-test să se înregistreze un prag de semnificație de 0,005, ceea ce denotă că există o legătură statistică înalt semnificativă. Cu privire la frecvența actelor de violență pentru ele, analiza rezultatelor înregistrate la lotul experimental ne indică o concentrare a răspunsurilor la nivelul 3-5 ori și prin valoarea mediei de 7,24, iar cea mai slabă formă de reprezentare este media de 3,47 la nivelul niciodată. În etapa de post-test la grupul experimental înregistrăm o evoluție pozitivă, o ameliorare progresivă. Valoarea cea mai ridicată este la nivelul 1-2, iar cea mai mică la nivelul 11-20 de ori. Analiza comparativă a Concluziile generale pot fi susținute prin prezentarea succintă a elementelor de noutate și originalitate, care vizează următoarele aspecte. Pe de o parte, actualizarea conceptului de agresivitate și violență la noile condiții socioeconomice și educaționale, pe fondul unui fenomen văzut global, complex, aflat la interferența factorilor sociale, educaționali, psihologici, familiari, introducând astfel cyberbullying-ul, violența relațională, socială. De asemenea, am realizat o clasificare taxonomică a formelor de agresivitate manifestate la vârstă școlară mică, cu agresivitate proactivă, reactivă, instrumentală, ostilă, afectivă, acaparatoare, fierbinte, rece. Realizarea unui tablou cuprinzător al factorilor de risc și a cauzelor care stau la baza fenomenului, transferul unor prevederi ale teoriei frustrare-agresivitate, identificarea prevederilor conceptuale, psihopedagogice și stabilirea interconexiunilor dintre ele ca demers în elaborarea modelului sintetic de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare. De asemenea, concluziile pot fi susținute și prin prezentarea semnificației teoretice a cercetării, dezvoltarea cadrului teoretic privind agresivitatea și violența cu noi prevederi specifice învățământului primar și am amintit definiția violenței școlare. De asemenea, au fost precizate comportamentele agresive care se subscriu acestui registru. A fost elaborat un mecanism de avertizare timpurie privind prevenirea și diminuarea acestui fenomen. De asemenea, am dezvoltat cadrul metodologic și praxeologic cu noi abordări de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în baza programului AMICHIT. De asemenea, prezentarea și lucrarea textului lucrării cuprinde și recomandări la nivel de politici educaționale, pentru cadrele didactice, pentru elevi, pentru părinți, limite și perspective ale cercetării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și doamna Palancu, pentru complexitatea abordării problemei, relevanța prezentării și linia logică a cercetării. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorați referenți oficiali, membri invitați, trecem la următoarea etapă, la etapa de adresare de întrebări. Dacă cineva dintre dumneavoastră are întrebări, vă putem să le adresați. Putem înainte de a citi referatul. Da, da. Poate o întrebări.
Doamna profesor Larisa Pimățov, iată, eu v-am ascultat foarte atent și am înțeles că, sigur că foarte bine ați descris factorii ce influențează manifestarea agresivității și a violenței, dar mă interesează, iată, dumneavoastră ați observat careva perioade anumite, iată, întreaptă învățământul primar. Când mai des copiii se manifestă totuși așa, mai agresiv, violent, ori nu există așa perioade? Există perioade. După o perioadă de vacanță, reîntoarcerea la școală este o perioadă, parcă necesită o readaptare. După două zile libere, să spunem, vine în curând 1 mai, iarăși vom avea probleme. După școală altfel, în perioada școlii altfel sau săptămâna verde, când au voie să-și exerseze toate abilitățile, devin mai agitați și atunci au tendința spre a manifesta comportamente. Eu mai continuare. Și în continuare, iată, în psihologia socială este așa un, ei iubesc așa să numească, țap ispășitor, da? Deseori țapul ispășitor este realizat și făcut, configurat de cadre didactice, alte ori de copii, alte ori interconex formează. Da. Spuneți-mi, vă rog, iată, vis-a-vis de această problemă, iată, cum poate fi vinovat și cadru didactic în apariția unor violențe, ori numai copiii. Nu, bineînțeles, dacă ne referim la violența instituțională mai mult, ceea ce literatura românească se numește agresivitate intragenerată la Vârneanu, avem anumite violențe generate de funcționarea școlii ca instituții. Încărcarea materiei, inabilitatea cadrului didactic de a-și alege un manual potrivit și atunci încărcarea copiilor, anumite disfuncționalități la nivelul clasei, la stilul de predare, stilul prea permisiv, stilul prea autoritar, modul de predare, modul de comunicare al copilului. Există foarte multe aspecte. Cred că și în rezultatul evaluării. Și da, rezultatul este vorba despre acea agresivitate a notării, când există o discrepanță între nota acordată de profesor și nota pe care și-o dă elevul prin autoevaluare. O supraapreciere a valorii tezei respective din partea elevului sau poate fi și secducția și marcajul, când elevul depinde sau dezvoltă un anumit atașament față de profesor, atașament pe care îl înțelege în mod greșit, iar de aici pot apărea unele celelalte. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, doamna profesor Bătruc Lungu Valente. Mulțumim frumos pentru prezentare. Și eu vă mulțumesc. Da. Și am lecturat cu atenție lucrarea dumneavoastră. Noi aici, lucrând în arealul nostru cu problema, inclusiv prevenirea violenței în școală, violenței în societate, știți, m-am ciocnit de o poziție foarte specifică din partea unor manageri școlari. Chiar recent o doamnă manager școlar mi-a reproșat. Zice, doamna Bătruc, dacă am vorbit mai puțin despre violență în școală, poate ar fi mai puțină violență. Iată, cum credeți? Cât de realistică este această afirmație a doamnei manager? Eu nu cred în această afirmație, pentru că la nivelul școlii mele, joi, am o acțiune de prevenție a violenței, desfășurată împreună cu reprezentanța Biroului de Siguranță Școlară Județean, dar am și pe linia traficului de persoane și combaterea consumului de droguri. Iată că coborâm cumva problemele mari, traficul de droguri, coborâm și la nivelul învățământului gimnazial,
pentru că numai printr-o conștientizare a acestor probleme putem identifica soluții viabile. Mulțumesc! Și celelalte mai târziu deja. Da, dacă îmi permiteți, da, am și eu întrebări pe parcursul discuțiilor. Spuneți-mi, vă rog, în calitate de manager instituțional, cum ați reușit să convingeți părinții copiilor să participe atât la etapa de constatare, la depistarea unor probleme, cât și la programul formativ? Aici, că noi, cer scuze, marea provocare a cercetării. Părinții au anumite tipare, sunt împietriți în niște tipare și foarte greu acceptă ajutorul celorlalți, ajutorul profesioniștilor sau ajutorul profesionist. Există o îndârjire în a accepta anumite direcții, cum că nimeni nu este mai deștept să-i educe propriul copil. Deci așa a fost întrebare, o provocatoare. Da, deci, cum ați reușit? Doamna director? Da. Prin ce tehnici, strategii? Spuneți că noi ne confruntăm și cu studenții cu aceste probleme când ducem cercetări. Eu deja nu vorbesc despre sinceritate, chiar și dacă erau unele discuții, da? Totuși, cum ați reușit? Cum le-ați convins? Sincer? Da. Invitându-le și la o cafea. Un cadru relaxant, cel mai frumos ar fi fost dacă toate am fi avut în școală sau în curtea școlii un spațiu outdoor, un spațiu în afară, iar discuțiile acestea să se desfășoare ca un ceai, o discuție la un ceai, dar nu avem, visăm. Și sperăm. Probabil că și prin comunicarea asertivă. Și da? Prin comunicarea asertivă și majoritatea părinților mi-au fost elevi sau i-am prins ca elevi în școală. Și atunci au oarecare jenă, să nu spun rușine, să eu spunem cu respect. Exemplu. Da. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am și eu o întrebare. Este o cercetare foarte actuală, dar destul de complexă și ca abordare, având în vedere grupul țintă, elevii claselor primare. Ori știm că copiii preiau niște modele comportamentale, deci ei repetă ceea ce văd. Cum asigurați dumneavoastră că aveți un cadru formal în care ați realizat experimentul dumneavoastră, experimentul psihopedagogic, luând în calcul condițiile psihopedagogice, factorii implicați, cum asigurați dumneavoastră durabilitatea rezultatelor pe care le obțineți? Deci, dincolo de cadru formal al realizării cercetării pe care, zic eu, este o cercetare foarte bună pe care ați realizat-o. În general, la copii, de fapt, copiii au un repertor, o bază a valorilor. Pe fondul acestui referențial, îmi scăpa cuvântul, au un referențial valoric pe care noi în școală, pe lângă faptul că trebuie să-l menținem, trebuie să-l și dezvoltăm. Putem asigura durabilitatea în timp acestui referențial valoric prin formarea convingerilor la copii. Și pas cu pas să contribuim, pe de o parte, și la referențialul acesta valoric, dar și la întărire. Consolidare. Ca copilul să știe că nu e bine să procedeze în cutare sau cutare situație. Deci, gestionarea comportamentelor în funcție de situație. Da, vă mulțumesc. Și încă o întrebare aș avea, aveți două dimensiuni, prevenirea și diminuarea agresivității și violenței. Ați avut careva activități concrete pe prevenire și pe diminuare a agresivității și a violenței.
școlare? Prevenirea, în principal prevenirea, am făcut-o cu întregul grup, cu frontal, cu toți copiii, dar acolo unde am simțit că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, atunci puțină mai multă atenție și mai diversificat conținuturile pe respectivii elevi. Implicarea în o gamă mai largă de activități. Vă mulțumim. M-ați spus, dacă mai sunt întrebări, nu sunt întrebări. Trecem la următoarea etapă a procedurii de susținere publică a tezei de doctor. Îmi permiteți acum să prezint avizele cu referire la evaluarea tezei de doctor realizată de Balan Corina. Prima expertiză a tezei a avut loc în cadrul comisiei de îndrumare. În dosar este inclus avizul acestei comisii semnat de conducătorul științific doamna Zoia Guțu, profesor universitar și de membrii comisiei de doctorat, doamna Bodrog Lungu Valentina, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, domnul Panco Vasile, doctor în științe pedagogice, profesor universitar și doamna Repida Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, care au luat în vedere următoarele aspecte: noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, claritatea rezultatelor obținute, publicarea acestora în ediții științifice, prezentarea lor la conferințe științifice. Formulând următoarea decizie, teza se apreciază ca una finalizată, valoroasă și care respecte cerințele și condițiile înaintate față de astfel de lucrări, de documentele regulatorii și se recomandă pentru examinare în cadrul Departamentului Științific, Departamentul de Știință al Educației. Următoarea expertiză a tezei a avut loc în cadrul Departamentului Științe al Educației, drept rezultat al dezbaterilor asupra cercetării propuse de Balan Corina. Membrii Departamentului Știință al Educației menționează nivelul înalt de realizare a tezei. Luând în considerație originalitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei, membrii Departamentului Știință al Educației au recomandat unanim a înaintat teza de doctor în știința al educației cu tema condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar la specialitatea 531.01 teorie generală a educației, realizată de Balan Corina pentru următoarea etapă de examinare, cu luare în considerație a sugestiilor și propunerilor înaintate. În dosar, la fel, sunt incluse referatele de analiză a referenților oficiali și a membrilor comisiei de doctorat. Totodată, conform regulamentului ANACEC, prin intervenția la titlul științific de doctor în știința al educației, a anunțat comunitatea științifică din domeniu despre realizările sale și ca rezultat au parvenit în comisia de doctorat avize asupra rezumatului tezei de doctor în știința al educației realizată de Balan Corina la specialitatea 531.01 teorie generală a educației de la Solcan Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Pedagogică de State Ungreangă din Chișinău, Darii Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la Darii Ludmila, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la Departamentul Științelor Educației, Facultatea Psihologiei, Științelor Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Blându Valentin Cosmin, doctor în Științelor Educației, profesor universitar, Universitatea din Oradea, din România, Popescu Amalia Florina, doctor în Științelor al Educației, profesor universitar, inspector școlar pentru management resurselor umane, inspectoratul școlar județean Suceava, România, Valerca Vasilica, doctor în Științelor al Educației, profesor pentru învățământul primar, școala profesională comună Petricani, județul Neamț, România, Budnaru Nicolae, doctor, profesor, consilier educativ, școala gimnazială Mihai Eminescu, Băneș, județul Suceava, România, și Cheia Florin, psiholog clinician, director adjunct al școlii gimnaziu Constantin Negreanu, Drobeta, Turnu Severin, județul Mehedinț, România.
Rezumatul tezei de doctor în știința ale educației a fost apreciat înalt. Se menționează corespunderea acestei cerințelor ANACEC și a Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației față de asemenea lucrări. Autoria viziilor consideră că doamna Balan Corina merită titlul științific de doctor în știința ale educației la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației. Dacă aveți, doamna pretendentă, ceva să spuneți în raport cu aceste avize. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc fiecăreia în parte și tuturor pentru coordonare, pentru aprecieri. Vă mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc că am găsit un mediu cald, un mediu care m-a format profesional, m-a format și uman până la urmă, că am vorbit de stăpânirea emoțiilor și de autocontrol. Vă mulțumim. Stimați membri ai comisiei de doctorat, trecem la următoarea etapă. Înainte de a oferi cuvântul referenților oficiali, ofer cuvântul membrilor prezenți, doamna Repida, ca și... Vă mulțumim. Atunci voi urma în ordinea în care suntem prezentați în ordinul de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova și ofer cuvântul doamnei profesor Larisa Cuznețov. Dar conducător, nu? La sfârșit, conducătorul vă zintă. Luați loc, doamna Cuznețov. Luați loc, așa. Da. Nu, mie mai bine stau, eu am șezut mult, nu smer. Așa, stați, că eu mă cu capul clare. Onorată asistentă, mult stimată președinte, mult stimată recenzent, mult stimată conducător științific, mult stimată pretendentă la titlul științific. Deci ca să nu iau prea mult timp, eu o să dau citire, dar știu că așa și se cere. Actualitatea temei de cercetare este evidentă, fiind determinată de noile realități sociale, economice și politice. De criza mondială, poluării valorilor moral-etice și promovarea unei democrații forțate, fără de a ține cont de specificul culturii și tradițiilor variatelor popoare, etnii. Contribuția negativă, inumană, pe care o aduce mass media, care explorează diferite aspecte ale violenței, eroismului nedemn, desfrâului moral, jocurilor agresive și de noroc, spre regret, la fel reprezintă o forță ce promovează agresivitatea și violența. Cu toate acestea, omenirea, mai precis partea ei progresivă, depune anumite eforturi pentru a schimba situația creată, pentru a promova binele, sacrul, frumosul și adevărul. Actualitatea și importanța temei de cercetare parvine și din principiile, exigențele și politicile educaționale promovate atât la nivel internațional, european, cât și la nivel național, fiind susținută de Convenția cu privire la drepturile omului, Convenția cu privire la drepturile copilului, Comitetul pentru drepturile copilului de la Geneva, mai bine zis deciziile și strategiile formulate și promovate, și desigur că de raportul mondial al ONU privind violența asupra copiilor, publicat în 2006, Strategie pentru protecția copilului 2014-2020 în Republica Moldova. Sigur că aici aș face o remarcă că, iată, din 2006 în Uniunea Europeană nu prea avem documente. Asta este, cred că, un minus, decât că mai cu seamă cu toate aspectele care au loc în societate, este nevoie și de atras atenția asupra bullying-ului și violenței, agresivității și în contextul educației copiilor. Actualitatea temei este spusă destul de convingător în introducere tezei. Sunt formulate cauzele și contradicțiile ce conduc la apariția și manifestarea agresivității și violenței sociale și a celei școlare. Structura și conținutul lucrării sunt corelate cu reperile conceptuale, componentele aparatului științific categorial, reflectate în introducere. Acestea au fost elaborate în corespundere cu cerințele stipulate în ghidul ANACEP,
și desigur cu cerințele care sunt în teorie și metodologie cercetării în domeniul nostru, științelor educației. Investigația a fost realizată conformitate cu tema, problema, ipoteză, scopul, obiectivele și metodologie cercetării. Lecturarea componentelor aparatului științific al tezei și compararea esenței lor cu conținutul capitolilor, subcapitolilor, a concluziilor de la finele capitolilor și concluziilor generale au oferit posibilitatea să observăm logica, traseul, strategiile cercetării pe care le-ați adoptat și pe care le-ați sigur că implementat. În primul capitol, bazele teoretice ale prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare, doctoranta redă studiul epistemologic al abordării problemei nominalizate. Delimitează și precizează, explică conceptele de bază agresivitate și violență. Paralel cu aceasta, cercetătoarea realizează o analiză valoroasă din punct de vedere teoretic ale abordărilor psihologice, pedagogice și sociale de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare, a stării actuale privind factorii implicați, conturând particularitățile manifestării acestor fenomene indezirabile. În acest sens, reușit, au fost analizate și descrise fenomenele agresivității și violenței în societate, la general, și în mediul școlar în special. Au fost expuse detaliat și precizate definițiile conceptului de agresivitate, tabelul 1.1, violență, tabelul 1.2. Concomitent cu analiza diferitor clasificări ale acestor fenomene, cercetătoare delimitează și caracterizează formele agresivității și violenței școlare. Arată intercondiționarea apariției și manifestării acestora, efectuând un șir de explicații cu privire la cauzele și factorii implicați. Considerăm importantă și reușită analiza și interpretarea conținutului, a specificului și impactului violenței instituționale și non-instituționale asupra manifestării agresivității elevilor. Oportună și binevenită este expunerea doctoratei pe margină bullying-ului și hiperbullying-ului. Chiar vreau să spun că nu prea am găsit în literatura, iată, în domeniul nostru, iată acest aspect și așa m-a impresionat cumva și aici am înțeles, doamna președintă a spus că dumneavoastră aveți studii în domeniul juridic. Cred că asta foarte mult v-a ajutat. Eu ca în domeniul meu, mă rog, în domeniul științelor educației, chiar am rămas impresionată cât de minuțios dumneavoastră ați făcut această analiză și mi-a plăcut foarte mult, în general, care mai. Odată cu evidențierea consecințelor sociale, psihologice și pedagogice ale fenomenelor vizate, se explică diferența dintre agresivitate și violență, se analizează procesul de intercorelare a acestora. Interesantă și necesară, din punct de vedere epistemologic, în viziunea noastră, este referința autoarei la accepțiunea cercetătorului Florocre, privind delimitarea violenței de agresivitate realizate în conformitate cu trei criterii, funcțional, tipologic și etic, ocazie potențială pe care doamna Balan ar putea să o folosească cu succes pentru a dezvolta în profunzime și a corela această idee cu specificul violenței și agresivității. Cred că prea mult vreau eu. Într-o viitoare cercetare Perceput. O provocare la un Da. Considerăm valoroasă analiza și interpretarea teoriilor agresivității prin delimitarea factorilor implicați, a factorilor de risc și specificarea cauzelor, a consecințelor, elucidarea diferențelor de gen în comportamentul agresiv al individului. Deci, cred că e contribuția doamnei profesor Budruc. În finalul capitolului, cercetătoare identifică și descrie abordările pedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare prin menționarea a trei tipuri de strategii de prevenire, primară, secundară și terțiară. Printre altele, prima dată am văzut asta, am găsit, iată, în așa o lucrare, bravo, care se completează reciproc, marcând clar repartizarea pe patru niveluri a prevenției și intervenției asupra fenomenului investigat. Capitolul 2.
bazele conceptuale și metodologice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar reprezintă puntea de trecere și de legătură între planul teoretic și cel experimental, praxeologic, adică reflectă conceptualizarea fenomenului cercetat din perspectiva determinării și demonstrării interconexiunii condițiilor psihopedagogice în corelație cu principiile de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare. Aici aș vrea iarăși să remarc. Deseori eu vorbesc foarte frecvent. Noi nu putem determina cu adevărat într-o teză, iată, conceptualizarea, ca să fie chiar așa făcută, iar transpunerea teoriei în concepte, în conceptele cele care trebuiesc din perspectiva temei, da? Dar așa vedem uneori așa niște fragmente, niște analize care nu au mai departe, nu vedem calea utilizărilor la dumneavoastră, este lucrul ăsta și asta pe mine întotdeauna mă impresionează. Tot aici au fost analizate și explicate rolurile părinților, pedagogilor, consilierului și psihologului școlar în prevenirea agresivității și violenței la copii. Și foarte bine că ați făcut lucrul ăsta, de că eu singură foarte mulți ani în șir am lucrat psiholog în liceu și foarte bine când totuși este de atât că cadrul didactic poate lucra într-un fel copiii și are o anumită pregătire, psihologul un pic altfel lucrează, consilierul și iată anume eforturile acestea la toți aceștia, aceste, eu știu, persoane din funcțiile date, cred că asta și scump costă. În acest context au fost fundamentate, elaborate și descrise cele două instrumente pedagogice esențiale, programul de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământ și modelul sintetic de abordare integrativă în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Programul vizat reprezintă o parte componentă a modelului propus, ceea ce a demonstrat că întregul complex de acțiuni a fost bine gândit, structurat și aplicat eficient. Reușit a fost deduse și explicate cele trei principii esențiale, cunoaștere și respectare, căror viziunea noastră au asigurat funcționalitatea instrumentelor elaborate. Eu aici le descriu ca șase cuvinte, dar cel mai mult și mai impresionat că la fiecare principiu din acestea trei sunt și reprezentări grafice, sunt niște chestiuni care încă și mai mult le scoate în evidență importanța lor, de atât că mai aveți acolo un șir de principii, dar este totuși principiile cele mai importante, după câte am înțeles eu. În ultimul principiu s-a creat impresia că lipsește precizarea acțiunilor, asta e viziunea mea, privind prevenirea și diminuarea. Iată, scrie așa la dumneavoastră acolo că interconexiunea, dar nu este ca numi scopul prevenirii și de diminuare. Este, cred că, așa niște scăpări care ele sunt întotdeauna. Deci, cu cercetare, sigur că perfecțiunea nu are limite. Ei, dar mă rog, așa nu-i funcția. Întrucât condițiile psihopedagogice ca și programul, modelul expuse anterior sunt orientate spre atingerea acestui scop important, așa el împreună cu toate aspectele astea mi-au lăsat o impresie foarte bună. Chiar consider că e o acțiune originală autoare de ilustrare și susținere metodologică acestor trei principii. În consens cu acestea, autoarea a evidențiat premisele psihopedagogice, cele cinci repere socioemoționale, formulate de Bernard, promovate prin intermediul programului său formativ și cu genericul da, poți, reușești. Încredere în sine, perseverență, organizarea, înțelegerea cu ceilalți și rezistența emoțională, care în viziunea noastră la fel ar fi necesitat o reactualizare, dezvoltare și completare. Cu toate că el e destul de așa eficient, dar mai mult creativitate de dumneavoastră poți fi acolo, așa eu cred. În esență, programul de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare, învățământul primar, oferit în tabelul 2.1, paginile 81-83, prin conținuturile abordate, tipurile de activități și scopurile urmărite, de fapt, confirmă ideea noastră expusă mai sus. Valoroase și interconexe din punct de vedere praxeologic sunt cele patru componente, module ale programului,
destinate elevilor, părinților, cadrelor didactice și comunității. Am rămas numai un pic nedumerită, deci iată acolo sunt la dumneavoastră foarte bine date cât ședințe, sesiuni ați realizat cu elevii, cu cadrele didactice, cu tot, dar iată un pic eu n-am înțeles cu comunitatea, cum ați lucrat, că așa un pic parcă e general. Capitolul 3, validare experimentală a programului de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar conține descrierea designului, tabelul 3.1 a structurii, metodologiei și a conținutului experimentului pedagogic, analiza rezultatelor obținute și reprezentările grafice, foarte multe, bine analizate, interpretate, elucidate, bravo. Și sigur că urmate de analiză și interpretări oportune. Aici doctoranta propune încă un instrument util, mecanismul de avertizare timpurie privind prevenirea agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Figura 3.1 descrie și explică detaliat componenta tehnologică a experimentului pedagogic susținută de implementarea și validarea programului și modelului elucidat anterior. Iar că acest mecanism, cred că a putea în continuare, dacă ați lucra cu el, să vă ajute să consolidați rezultatele acestui experiment. Cu toate că eșantionul mai precis, grupul experimental constă doar din 27 de subiecte, înțelegem că s-a lucrat asidu, mult și structurat cu elevii, părinți și cadrele didactice, valorificând și eu descriu 24 sesiuni cu aceea, tot ceea ce ați făcut. Grupul de control a fost din alte instituții și localitate, ceea ce inspiră credibilitatea acțiunilor experimentale, demonstrând validitatea rezultatelor obținute, că e foarte incorrect. Când noi în aceeași instituții facem delimitări eșantioanele și atunci e foarte problematic cred lucrurile acestea. În această ordine de idei nu putem trece cu vedere importanța celor două instrumente care au reglementat acțiunile investigative ale doctoranților și au satisfăcut expectanțele noastre. Matricea indicatorilor de progres a comportamentului elevilor de vârstă școlară mică și matricea indicatorilor comportamentale părinților și profesorilor participanți. Consider că toți sunt niște instrumente care puteți să în continuare utiliza. Conținutul acestora a permis să observăm schimbările în conduita tuturor actorilor implicați și să conștientizăm eficiența modelului implementat. Analizele comparative și interpretarea adecvată a rezultatelor obținute în cercetare experimentală au confirmat ipoteza lansată, iar întregul demers investigativ a demonstrat atingerea scopului proiectat și soluționarea problemei importante abordate. Un moment foarte al cercetării reprezintă formularea limitelor acestea, foarte mult mi-a plăcut, și expunerii predicției, mai precis, a deschiderilor spre investigațiile ulterior posibile. Teza elaborată e lipsită de redundanță, limbajul valorificat posedă caracter științific, valorile teoretice și cele praxeologice elaborate sunt incontestabile. Implicațiile realizate denotă amprenta valorizării eficiente a inter- și pluridisciplinarității, a satisfacerii pertinente a tuturor funcțiilor desfășurării unei cercetări științifici cu impact prospectiv. Concluziile la capitole, concluziile finale și recomandările sunt realizate în conformitate cu scopul și obiectivele cercetării. Recomandările sunt structurate pentru toți actorii implicați în cercetare. Bibliografia 286 surse și anexele în număr de 8 sunt elaborate conform exigențelor stipulate în ghidul ANACEP și susțin foarte bine conținutul lucrării. Doctoranta a publicat 21 de lucrări științifice la tema tezei de doctorat. Teza de doctorat a doamnei Balan Corina are caracter teoretic-aplicativ, este elaborată în conformitate cu principiile științificității și conține valori autentice care vor fi de un real folos atât în profesionalizarea cadrelor didactice, cât și în educația elevilor și adulților. Examinarea și analiza conținutului disertației ne-a incitat interesul pentru precizarea anumitor aspecte investigate și prezentate în lucrare. Explicați, vă rog, ce înseamnă abordare globală a interconexiunii condițiilor psihopedagogice privind agresivitatea și violența la elevii din învățământul primar. De ce nu a prevenirii și diminuării acestor fenomene? Abordarea globală
Am ales această formulare tocmai pentru a evita redundanța, deoarece la început am spus că pe baza analizării factorilor implicați în comportamentele violente, deducem trei principii ale prevenirii și diminuării. Și pentru a nu se suprapune denumirea principiului cu însă și ideea generală pe care o transmiteam, am ales să formulez... Mulțumesc. Următoare. Ce aveți în vedere când, desemnând influențele interne, arătați școala în sine ca sursă de violență? Influențe interne. Și arătați școala ca sursă de violență. Iar la influențele externe vă referiți la mediul familial și cel social. Când folosesc exprimarea școală ca sursă în sine de violență, este o exprimare întâlnită în literatura de specialitate, pe de o parte fac trimitere inclusiv la acele influențe care derivă din școala ca instituție, influențe care țin de non-instituțional, adică stau... Haideți, eu am să vă ajut. Influențele interne care le aveți în fiecare. Și cele asociate? Ele vin de unde? Din interior. Astea sunt particularitățile tipului femeilor sau temperamentului. Astea nu e școala. Școala la dumneavoastră la influențele externe, acolo unde aveți aspectul social. Ceva cred că aici ați încurcat. Eu m-am referit școala în sine cu tot ce înseamnă. Oricum, școala nu este influență internă, este influență externă, este o instituție socială. Da, familia, mediul... Influențele interne sunt acelea care le-a dat în piept. Factori biologici, factori individuali, complicațiile perinatale. Da, s-ar putea să fie o scăpare. Da, da. În concluzia treia generală, identificați principiile care stau la baza acțiunilor de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare. Toate sunt explicit formulate. Iar ultimul sună așa, principiul parteneriatului educațional. Da, în conținut. Nu vă pare cam incertă formularea? Cum ar fi mai adecvat să o formulați? Promovării sau valorificării parteneriatului educațional, știu. Așa. Ce aveți în vedere recomandând schimbarea normelor sociale ale mediului școlar? Chiar e prima recomandare. Da, am o suferință a mea interioară. Mi-aș dori revizuirea statutului elevului, pornind de la definiția normei care prescrie un comportament aproape ideal. Aș vrea în statutul elevului să fie făcute niște precizări foarte clare la capitolul sancțiuni. Nu, copiii nu au, elevii nu au voie să folosească violențele. Nu, formulări clare cu sancțiuni concrete. În situația în care elevul apelează la un comportament violent, va primi un eseu în plus. Da, da, eu am aici, înțeles, mulțumesc, aici a fost mai explicită. De iată, în schimbarea normelor sociale ale mediului școlar, un pic sunteți jurist. Și ultima, vă necăjesc eu rău? Nu, e o provocare. Da, ce recomandări ar fi cazul să formulați pentru comunitate, mass media și alte instituții sociale privind prevenirea și diminuarea agresivității și violenței școlare? Exemplificați. În primul rând, pentru comunitate, mi-aș dori înființarea unui birou de siguranță școlară la nivelul comunității locale. Mi-aș dori ca școala mea să beneficieze de pază din bugetul local. Mi-a spus tare bine, așa. Da. Păi, și cu mass media stăm cam prost, noi? Da, mass media promovează doar acele emisiuni în care, sau difuzează acele emisiuni în care este promovată violența, în detrimentul emisiunilor care promovează
reușitele școlare, performanțele academice ale elevilor. Dozarea, echilibrarea în transmiterea acestor emisiuni. Asta ar fi recomandă. Dar poate chiar și anihilarea celor cu caracter agresiv și violent. Că chiar cât poate, care film nu îl pui mai ales străin, tot e violent. Bun, eu vă mulțumesc. Revenind la apreciere și consemnând faptul că lucrarea în cauză prezintă un interes deosebit pentru pedagogi, psihologi, actorii comunitari, suntem ferm convinși că aceasta merită să fie publicată, fie sub forma unui ghid metodologic sau practic, fie sub forma unui studiu monografic, chiar cred că al doilea. Concluzia finală, ieșind din cele relatate, considerăm că teza de doctorat, elaborată de doamna Balan Corina, conține valori științifice suficiente, lucidează o cercetare actuală, originală și importantă pentru teoreticienii și practicieni din domeniul științelor pedagogice, sociale și psihologice. Corespunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul educației, iar autoarea, doamna Balan Corina, demonstrând competențe investigative performante, merită să-i se confere titlul de doctor în știință ale educației la specialitatea 53101, teorie generală a educației. Și vreau să remarc prezentarea dumneavoastră foarte, foarte frumoasă, așa să simte că cunoașteți materia din interior tot. Mi-a plăcut foarte mult atât lucrarea cât și prezentarea de astăzi și felul cum ați răspuns la întrebări. Vă mulțumim, doamna profesor, pentru profunzimea analizei, dar și pentru maniera armonios de a adresa întrebări și de a obține răspunsuri la întrebări. Ofer cuvântul pretendentei dacă aveți ceva să adăugați. Eu vreau doar să mulțumesc. Mi-ar fi plăcut să primesc aceste recomandări și la nivelul departamentului și atunci poate interveneam oarecum, pentru că păreri, solicitări, propuneri au fost multe. Am încercat să mă modelez după toate cerințele. Uneori mi-au ieșit. Activitatea aceasta. Urmează să le luați în considerație în cercetările ulterioare pe care le veți realiza. Da, vă mulțumim. Ofer cuvântul doamnei referent oficial, Ieniu Glomaria, doctor științe pedagogice, conferențiar universitar. Probabil că tot vă spun, după exemplu, model doamnei profesoare, dar nu vreau să stau în fața cu spatele la colegi, dacă îmi permiteți, așa e mai bine la fi. În primul rând vreau să aduc felicitări pretendenței și conducătorului pentru rezultatul care astăzi noi am avut posibilitatea să analizăm. Cercetarea multiaspectuală ridică o problemă care este foarte astăzi necesară și rezultatele, recomandările pot fi aplicate și utile pentru nu numai cadrele didactice și manageriale, părinți, dar și pentru consultanți, pentru asistenți sociali și, desigur, că pentru copii. În continuare, permiteți și eu, așa cum cer regulamentele, să dau citirii și pe parcursul vor fi unele și întrebări de precizare și probabil că unele situații care va provoca o continuare de cercetări în continuare. Și nu numai pentru domeniul învățământul primar, dar și pentru alte nivele, cicluri la noi se numesc, că ați făcut tangențe în cadrul cercetării, nu numai spațiul educațional din România, dar chiar și din Moldova. Teza de doctor în științe ale educației cu titlul Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, elaborată de Balan Corina, este consacrată unei probleme actuale de un interes major sub aspect teoretic și praxeologic. Investigații realizate reprezintă o actuală direcție de cercetare în domeniul științelor educației, prevenirea și diminuarea agresivității și violenței școlare ca atare în perspectiva interconexiunii condițiilor psihopedagogice, din perspectiva conceptualizării și metodologiei de prevenire și diminuare a fenomenelor nominalizate.
În contextul evoluției societății, tehnologiilor și rapidității de a face față unor cerințe privind calitatea rezultatelor învățării, actualitatea cercetării în cauză devine incontestabilă, necesară și importantă, concomitent, actualitatea cercetării în cauză este actuală și importantă și scoate în evidență insuficiența cunoașterii din diferite perspective ale mediului școlar educațional. Cercetătoarea argumentează justificarea faptului că elevii din societatea postmodernă sunt influențați de mass media și mediul virtual mai pronunțat, mai mult decât de către mediul familial și anume părinții și mediul educațional școlar. Apreciază alte achiziții, însușiri, calități morale. În acest context, valorile furnizate de familie și de mediul educațional țin să acopere un rol secundar, ceea ce avem astăzi realitate. Menționăm că investigația realizată de autoare a fost impulsionată de dinamica fenomenelor multidimensional al violenței în mediul școlar și corelată cu schimbarea a viziunii de perspectivă privind rolul școlii ca componentă constitutiv integrativ al comunității largi și nu ca o entitate izolată afectată de acele conflicte care sunt în societatea de astăzi. Pretendenta vine cu argumente logice, suficiente și precise cu referire la semnificația implementării unui program formativ de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în contextul interconexiunii condițiilor psihopedagogice. În acest context, cercetătoarea aduce mai multe argumente privind necesitatea, relevanța și actualitatea acestei teme, cât și importanța identificării unor soluții privind problematica cercetării realizate. Calitatea metodologică investigației realizate de către pretendente este confirmată prin corelarea reușită a tendințelor științifice cu formularea scopului cercetării și anume fundamentarea teoretică și praxeologică a programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar din perspectiva identificării și valorificării condițiilor psihopedagogice și totodată interconexiunii dintre acestea și a unui set de obiective specifice dintre care noi putem să reținem ca expresii importante analiza conceptelor de agresivitate și violență școlară și a stării actuale privind factorii ce provoacă agresivitate și violență școlară, fundamentarea unui concept de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare reflectat în modelul sintetic de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar și elaborarea unui program de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în contextul interconexiunii condițiilor psihopedagogice. Metodologia cercetării este una caracteristică studiului epistemologic realizat în baza concepțiilor, legităților, teoriilor, principiilor și ideilor abordate din perspectiva psihopedagogică. În acest acord sunt relatate cu reperele teoretice asumate și coordonatele logico-matematice receptate. În esență, autoarea îmbină metode teoretice tipice investigațiilor în domeniul științelor psihopedagogice bazate pe analiză, sinteză, comparare, interpretare cu cele empirice și matematico-statistice. Considerăm că metodologia concepută și valorificată de autoare a fost sintetizată în mod structurat în modelul sintetic de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Multiaspectualitatea problematicii cercetate, că noi aici avem prevenire, diminuare, agresivitate, violență școlară,
condițiile psihopedagogice, abordarea problematicii cercetării din perspectiva socială, psihologică, pedagogică și ne spune că pretendenta demonstrează suficiente argumente din perspectiva identificării și valorificării condițiilor psihopedagogice și a interconexiunilor privind realizarea scopului și a obiectivelor cercetării, orientate spre prevenirea și diminuarea agresivității și violenței în mediul școlar. Datele rezultate din analiza efectuată sub structura logic și consecutiv în capitolele tezei oferă un set de răspunsuri cu referire la obiectul cercetării, procesul de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Revalorificând diverse abordări psihologice, sociale și pedagogice prezentate în capitolul cadrul analitic, capitolul 1, bazele teoretice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare, autoarea prezintă aspecte cu caracter general ale agresivității, violenței, analizează detaliat formele de manifestare agresivității și violenței școlare, cauzele și factorii de risc. O atenție deosebită pretendenta o a acordat complexității și particularităților de manifestare a fenomenelor evidențiate la elevii claselor primare. Din această perspectivă, accepțiunea pedagogică în funcție de prezența de la care se pornește oferă o paletă largă de măsuri ce pot fi implementate și cadrul instituțiilor de învățământ ciclul primar. Capitolul 2, reperile conceptuale metodologice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, autoarea evidențiază conceptualizarea prevenirii și diminuirii agresivității și violenței școlare din perspectiva condițiilor psihopedagogice și a interconexiunii acestor condiții. Pe parcursul acestui capitol, de către autoare sunt stabilite fundamentele teoretice și practice ale programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare pentru copii de vârstă școlară mică. Demersul conceptual al cercetării privind prevenire și diminuarea agresivității și violenței școlare se axează pe analiza diferitor abordări și experiențe internaționale în domeniu și pe constatarea și că agresivitatea și violența școlară sunt angrenate nu de un singur factor de risc, ci de un complex de factori aflați în interdependență. Și autoarea demonstrează rolul școlii ca unei unități educaționale care poate să fie centru în cadrul comunității și, de ce nu, în cadrul societății întregime. Pornind de la aceste premise, autoarea înregistrează un sistem de sugestii referitoare la înlesnirea eforturilor pentru creșterea securității instituțiilor școlare. Transformarea școlii într-o adevărată comunitate de învățare, astfel încât fiecare elev să dezvolte sentimentul apartenenței și să-și găsească un sens în instituția școlară, un statut propriu care creează condiții și relaționări cu ceilalți subiecți ai învățării. Abordarea integrată de către pretendente a fenomenului de agresivitate și violență școlară în vederea prevenirii și diminuirii acestuia în învățământul primar este reprezentată sintetic în figura 2.5, modelul sintetic de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuirii agresivității și violenței școlare în învățământul primar, cel găsim la pagina 77 din lucrare. Modelul nominalizat ca strategie constructivă elaborat de autoare este echilibrat, epistemic și holistic, componentele sale fiind considerate sisteme autonome aflate în relații reciproce condiționate, formând un ansamblu, o unitate ireductibilă la însușirea părților componente și reprezintă un construct didactic care orientează intervențiile educaționale pentru prevenirea și diminuarea fenomenelor nominalizate. În baza acestui model de
Abordare integrată în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare au fost configurate prin mizele psihopedagogice de eficientizare a demersului de elaborare a programului de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Prin prisma abordării integrate au fost aduse în discuție unele temei valabile și pentru învățământul primar, realizate prin intermediul programului nominalizat. Fundamentat pe principiile și temeiurile descrise, programul de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar valorifică 5 fundamente socio-emoționale cheie. Nu le numesc, a fost deja astăzi acum numite și de către autoare și de către doamna profesor. Prezintă un interes deosebit capitolul 3, intitulat Validare experimentală a programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, care acoperă descrie designul experimentului pedagogic cu cele 3 etape de constatare, formare și verificare, în cadrul cărora autoarea evidențiază specificul și demersul metodologic al cercetării. Scopul experimentului de cercetare etapei formative a urmărit validarea experimentală a programului nominalizat și experimentul pedagogic a implicat un număr de 54 de elevi la clasa a 4-a, vârsta cuprinsă între 10-11 ani, distribuiți fiind astfel o grupă, o clasă, 27 de copii dintr-o școală primară și altă clasă, 27 de copii, școală gimnazială, din școală gimnazială. De aici, în acest context, din perspectiva reprezentativității eșantionului, vă rog să precizați, dacă sunteți acum, da, sau mai târziu, motivul selectării clasei a 4-a pentru cercetare și nu întregul ciclu primar. Am fost oarecum sub imperiul perioadei pandemice și logistica nu ne-a permis adunarea unui număr foarte mare de elevi. Trebuia să păstrăm o distanță oarecare între un elev și celălalt. Aveam niște ordine de ministru al educației și al sănătății pe care am fost nevoiți să... Numărul de copii, probabil. Da, nu ne permitea spațiu, deci ne-ar fi permis un număr mai mare, dar nu aveam încăperile în care să... Da, că acum să apară următoarea întrebare, că cunoașteți aceste întrebări. Din cadrul investigației experimentale transpare convingător eficiența programului de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar, care a fost asigurat de îndeplinirea condițiilor concrete și implementarea motivării pe tot parcursul etapei formative, inclusiv menținerea interesului elevilor din grupul experimental și al părinților, în încurajarea lor pentru schimbare, pentru îmbunătățirea situației care ați obținut-o la etapa de constatare. Rezultatele obținute în cadrul cercetării și validării modelului și a programului strategic permit extinderea ariei psihologice în domeniul învățământului primar prin implementarea modelului sintetic ca strategie de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare la copii de vârstă școlară mică. În acest context, am dorit să precizăm. În denumirea programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare este indicat învățământul primar, chiar în titlul programului. Poate fi acest program aplicat și la alte clase ale ciclului primar, în afară de clasa a 4-a, unde ați avut de realizat etapa formativă. Evident, programul poate fi aplicat la orice clasă, la orice vârstă,
chiar și la în învățământul gimnazial, dacă umblăm puțin la conținuturi, adăugăm conținuturi relevante pentru... Ca formă, ca formă, design. Da. Dacă conținuturi, la... Da, la... Adaptăm în funcție de specificul vârstei și de potențialul fiecărui elev. Așa, eu mulțumesc mult. Rezultatele științifice obținute în cadrul investigației în cauză sunt compatibile, multilateral interpretate, validate prin experiment. Concluziile generale și concluziile per capitol prezintă argumente științifice, sunt focalizate pe rezultatele obținute, atât ca deducții teoretice, cât și ca o contribuție aplicativă și oferă un comentariu personal despre rezultatul cercetării în raport cu obiectivele propuse. Sunt formulate succint, clar, cu o evidențiere esențială reflectând aportul personal al pretendenții. Recomandările elaborate la nivel de politici educaționale pentru cadrele didactice, pentru părinți și pentru elevi, se prezintă concret în formă de sugestii privind implementarea rezultatelor cercetării. Confirmarea caracterului de noutate și originalitate rezultă din actualitatea conceptului de agresivitate și violență școlară la noile condiții socioeconomice și educaționale, pe fondul unui fenomen văzut global, complex, aflat la interferența factorilor sociali, economici, educaționali, psihologici, familiali și individuali, de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare. La lecturarea tezei impresionează erudiția științifică și a cercetătoarei demonstrată de examinarea profesionistă a teoriilor, conceptelor descrise, atrage atenție originalitatea, accesibilitatea abordării temei investigate, aplicarea cu maestrie a metodologiei moderne de realizare a unei cercetări în domeniul științelor educației. Din acest punct de vedere, teza de doctor se detașează prin originalitate, robustețea cercetării și aplicabilității practice de necontestat, este o investigație actuală, necesară și utilă. Examinarea tezei, realizația de pretendentă, constată că lucrarea asigură un cadru epistemologic și argumentativ suficient pentru a demonstra importanța incontestabilă a subiectului abordat. Exact, și este nu numai actuală și necesară, dar este așteptată, vorbim așa, în spațiul educațional, mai ales după condițiile care au fost create în post-pandemie, perioada post-pandemie, și deja astăzi s-au discutat unele momente la acest paragraf. Teza de doctor corespunde criteriilor de elaborare a unei lucrări științifice. Calitatea științifică a textului este asigurată de complexitatea teoretico-practică și a problemei cercetate, de corectitudinea și logica cercetării, de succesiunea valorică a conținutului textului științific, de furnizarea unui perii teoretico-metodologice relevante teoriei și practice educaționale, de logica cercetării experimentale. Teza este structurată reușit, are o ținută științifică înaltă, bibliografia este reprezentativă obiectului cercetării actuale, referințele bibliografice în textul tezei sunt necesare, concrete. În afară de aceasta, trebuie să subliniez și că toate trimiterile corespund cu textul lucrării, cu lista bibliografică. Teza are un stil concis, ținută științifică și lingvistică incontestabilă. Nivelul general al tezei este clar, echilibrat, ordonat, iar aspectul tehnic, pagina de titlu, numerotarea paginilor, abrevierile, coperta, prezentarea cuprinsului, etc., și redactarea lingvistică, prezentarea grafică și estetica lucrării corespund cerințelor regulamentare.
Rezultatele cercetării sunt reflectate în 21 articole științifice, 8 anexe, sunt complementare, ilustrative, materialelor teoretice și practice, tabelele și figurile ilustrate în teză sunt relevante, sugestive, oportune, iar intitularea și numerotarea lor este corectă. Rezumatul reprezintă sinteza cercetării, este elaborat în strictă conformitate cu teza, structurat conform cerințelor de elaborare, făcând posibilă reflectarea sintetică a investigației integral, prezintă detaliat concluziile investigației și oferă în același timp deschiderea necesară pentru valorificarea fenomenului studiat. Tematica publicațiilor reflectate în lista publicațiilor la teză și tezele conține tezele principale și concluziile susținute de autor. În final, cercetătoarea a realizat toate obiectivele care au fost stipulate în aparatul conceptual și teza de doctor, condițiile psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, prezintă dovezi științifice importante și argumente convingătoare care confirmă imaginea unei cercetări complexe din perspectiva dominant psihopedagogice și sociale, corespunde integral exigențelor ANACEP, iar autoarea Balan Corina, remarcându-se ca o persoană cu gândire natură, cu abilitate de a crea valoroase produse științifice, merită conferirea titlul științific de doctor în științe ale educației, specialitate, teoria generală a educației. Până la sfârșit, aș dori o întrebare, dacă vedeți, să recomandați colegilor cercetarea acestor fenomene, agresivitate și violență, și la alte cicluri. Nu numai pentru vârsta școlară mică, vârsta adolescentă, preadolescentă, probabil că dacă faceți o cercetare, să găsiți rezultate și mai convingătoare și mai necesare. Pentru nivelul specific de vârstă. Sigur că voi recomanda, în primul rând, noi facem lucrul acesta, chestionăm, evaluăm, diagnosticăm nivelul de violență în cadrul Comisiei pentru Prevenirea Violenței la nivel de școală, împreună cu responsabilul acestei comisii, împreună cu responsabilul CEAC. Problematica violenței din școală este pentru noi o provocare și încercăm tot timpul să-i răspundem și să contracarăm fenomenele acestea la nivelul elevilor. Vă mulțumim că nu ați temut să ridicați o problemă, că noi cunoaștem destul de bine ce rezultate noi am avut și după pandemie apar și de aceea ea este într-adevăr în actuală așteptată, necesară, iar este obligatorie pentru toate mediile educaționale. Și felicitări! Mulțumim, doamna Ioglu! Vă mulțumim pentru sugestii de viitor, doctor Andei, pentru răspunsurile oferite. Stimați membri Comisiei de Doctorat, ofer cuvântul doamnei Bodrug Lungu Valentina, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, specialist notoriu în problemă, membru Comisiei de Îndrumare, care alături de conducătorul de doctorat a ghidat realizarea acestui demers investigațional pe parcursul a tuturor etapelor de cercetare. Mulțumesc frumos, stimată doamnă președinte, stimați colegi, stimate colegi, stimată doamnă pretendentă, mă bucur că am ajuns la așa un final frumos pe parcursul anilor lucrând împreună cu doamna profesor, coordonatoare științifică. Este un subiect abordat de fapt foarte mult în societatea noastră. Și tot analizând lucrarea ziceam că trebuie să identificăm acel aport al autoarei la abordarea acestui subiect. Pentru că, pe de o parte, sunt foarte multe publicații la moment,
dar trebuie să vedem și valoarea acestora, profunzimea acestora și partea practică de aplicabilitate a mai multor publicații. Eu voi da citire referatului, așa este regulamentul, și cu unele abordări poate mai speciale la acest segment. Referatul de analiză a tezei de doctor în știința educației cu tema condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violențe școlare în cadrul învățământului primar la specialitatea 531.01 Teorie generală a educației realizată de Balan Corina în cadrul Universității de Stat din Moldova în cadrul departamentului nostru știința ale educației. Actualitatea lucrării rezidă în relevanța temei, determinată de contextul crizelor multiple. Eu vin un pic cu altă abordare, pentru că este conectată acum la situația în care ne aflăm. În contextul crizelor multiple cu care se confruntă țările din regiune, inclusiv România și Republica Moldova. Pe fundalul transformărilor socioeconomice și culturale dinamice, la nivel global, regional, dar și cel național, problema prevenirii și diminuării agresivității și violenței în spațiul școlar este considerată de importanță majoră, dar și în calitate de indicator al capacității de reziliență a societății. Studiile internaționale demonstrează riscul de creștere a violenței și agresivității în societate, inclusiv în instituțiile educaționale, în special în contextul crizelor umanitare, fapt ce impune regândirea strategiilor de intervenție. Totodată, menționăm că lucrarea este relevantă și în contextul politicilor naționale în domeniul educației, tineretului, protecției sociale, sănătății, securității umane și dezvoltării durabile. Doctoranda a reușit să indice explicit domeniul de referință al cercetării prin formularea obiectivelor cercetării, prin precizarea și actualizarea terminologiei, prin utilizarea adecvată a metodelor de investigare, uzanța științifică a ideilor și altele. Materialul disertației este structurat adecvat, limbajul lucrării este explicit, coerent, adecvat domeniului de referință. Structura și conținutul lucrării sunt corelate cu componentele aparatului științific categorial reflectate în introducere. Acestea au fost elaborate în corespundere cu cerințele stipulate în ghidul ANACEC. Investigația a fost realizată în conformitate cu tema, problema identificată, scopul, obiectivele, ipoteza și metodologia cercetării. Conținutul lucrării este structurat într-un mod echilibrat în cele trei capitole care redau, de fapt, activitatea pretendentei privind investigația cadrului teoretic, epistemologic, experiențial, metodologic și experimental. În capitolul 1, bazele teoretice ale prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare, cadru analitic, sunt reflectate aspectele teoretice cu caracter general ale agresivității și violenței școlare, din perspectivă psihologică și pedagogică. Dincolo de faptul că subiectul cercetat a fost pe larg abordat în diverse documente, autoarea și-a adus contribuția personală la dezvoltarea cadrului teoretic privind agresivitatea și violența școlară cu noi prevederi specifice învățământului primar, prin dezvoltarea definiției violenței școlare, precizarea manifestării comportamentelor agresive care se subscriu în acest registru. Originală și valoroasă din punct de vedere științific este analiza comparativă a diferitelor definiții ale agresivității pentru a putea evidenția anumite puncte de vedere exprimate de-a lungul timpului, tabelul 1.1. Imaginea de ansamblu a acesteia ce presupune violența prin definițiile formulate, tabelul 1.2. Apreciem eforturile de analiză detaliată a formelor de manifestare a agresivității și violenței școlare, a cauzelor și a factorilor de risc, precum și a prevenției și intervenției în cazul agresivității și violenței școlare. Atenție primordială de autoare este acordată particularităților de manifestare a agresivității și violenței școlare la elevii claselor primare, deja a fost menționat acest lucru și de colegele mele, având în vedere complexitatea fenomenului cercetat și segmentul de vârstă vizat. Binevenit în acest sens este analiza factorilor care generează violența școlară, structurați în factori extern școlii, factori individuali, factori familiali și factori sociali și factori intern. Școala în sine ca sursă de violență, iată exact la ce am deja s-a discutat acest lucru.
care i-a permis cercetătoarei să identifice mai apoi aspectele metodologice de intervenție formativă. Astfel, autoarea scoate în evidență mai multe tipuri de strategii, precum strategiile de prevenire primară, strategiile secundare, prevenția terțiară, oferind o analiză comprehensivă în acest sens și foarte interesantă. Totodată, abordarea pe niveluri implică ierarhizarea strategiilor de intervenție pe trei paliere: intervenții la nivel individual, intervenții la nivelul clasei, intervenții la nivelul școlii, intervenții instituționale, figura 1.1. Considerăm că abordările analitice ale autoarei sunt generate de o bună cunoaștere a cadrului teoretic și practic la care face referire. Fapt constatat în baza structurării adecvate a materialului și calității de formulare a reperilor conceptuale ale cercetării. Autoarea conclude că programele care abordează problematica violenței dintr-o perspectivă globală pot avea ca rezultat schimbări fundamentale. Acțiunile care vizează dezvoltarea unei culturi non-violente, necesitând implicarea tuturor membrilor comunității educaționale și asumarea responsabilităților colective. Capitolul 2, bazele conceptuale și metodologice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, reflectă conceptualizarea prevenirii și diminuirii agresivității și violenței școlare din perspectiva condițiilor psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar și a interconexiunii acestor condiții. Autoarea a reușit, având ca bază de referință standardele internaționale și naționale, să exploreze informațiile și recomandările cu privire la direcțiile de acțiune și posibilele strategii de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare. Reușită în acest sens este incursiunea referitor la situațiile naționale, inclusiv cele din România și Republica Moldova, fiind evidențiate aspecte specifice comune. Paginile 51-60. Menționăm eforturile cercetătoare în deducerea unor principii care stau la baza mecanismului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar, conceput la nivel global și din care face parte programul de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar, structurat în figura 2.2. Valoroase în plan pedagogic sunt constructele autoare structurate respectiv: intercondiționarea factorilor de risc intern cu factori extern, figura 2.3, abordarea globală a interconexiunii condițiilor psihopedagogice privind agresivitatea și violența la elevii din învățământul privat, figura 2.4, modelul sintetic de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în învățământul primar, prezentat în figura 2.5, și eu aderez totalmente la cuvintele de apreciere spuse de doamna profesor Cuznițov vis-a-vis de principiile reflectate și structurate în această lucrare. Reiterăm faptul că în baza modelului prezentat în figura 2.5, de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuirii agresivității și violenței școlare, au fost configurate premisele psihopedagogice de eficientizare a demersului de elaborare a programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Un punct forte al lucrării este programul la care m-am referit, și anume programul de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar, elaborat de autoare și structurat în tabelul 2.1, care include program formativ pentru elevi, modul pentru părinți, trainic pentru cadre didactice, parteneriat educațional și comunitar. În viziunea autoare, educația în școală trebuie să vizeze ansamblul personalității elevului, urmărind să-i formeze nu numai orizontul cultural, dar și cel afectiv, emoțional, volitiv, atitudinal. Să-i susțină eforturile, să-i lărgească interesele, să-i determine progresiv orientarea și să-i optimizeze procesul de socializare, demersul cercetării, subordonându-se acestor deziderate. Foarte mult mi-a plăcut, anume, punctarea acestor elemente, pentru că deseori unele acțiuni sunt mai mult așa mecanice. Noi suntem orientați pe schimbarea comportamentelor,
dar asta se produce doar în conexiune, cunoștințe, sentimente, atitudini și apoi deja vorbim despre posibilă schimbare a comportamentelor. În capitolul 3, validarea experimentală a programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, este prezentat designul experimentului pedagogic, detaliat scopul experimentului, obiectivele investigației, ipoteza pe care se bazează cercetarea și organizarea experimentului pedagogic în trei etape, de constatare, de formare și de evaluare. Menționăm varietatea instrumentelor utilizate în cercetare, și anume chestionarul pentru evaluarea comportamentelor violente din mediul școlar, elaborat după Jigău și după Roșan, adaptat elevilor din învățământul primar și completat de autoare. Chestionarul de identificare a frecvenței actelor de violență, structurat de Stevens, de Burdelge și Van Ost și tradus în limba română, asta trebuie menționat acest lucru, și adaptat de autoare la nivelul elevilor din ciclu primar, pentru că sunt importante aceste transferuri de cunoștințe, de experimente, de instrumente care sunt adaptate contextului național. Urmarea implementării programului experimental, în baza analizei comparative a rezultatelor investigate și înregistrate în cele două etape ale cercetării, autorii au constatat că manifestările violente de comportament își reduc frecvența, iar programul experiment la care au participat subiecții are efecte pozitive asupra elevilor, de ameliorarea formelor de comportament agresive, de stimulare în vederea reducerii actelor de violență în mediul școlar și de promovarea unei atitudini lipsite de ostilitate în relația cu colegii. Valorați în plan de evaluare a rezultatelor experimentale sunt matrice indicatorilor de progres a comportamentului elevului de vârstă școlară mică, tabelă 3-34, precum și matrice indicatorilor comportamentale a părinților și profesorilor participanți, tabelă 3-35. În mod special, apreciem analiza din perspectiva de gen a datelor experimentale, a manifestărilor agresive și violente în rândul eșantioanelor participante la studiu, fiind abordat și contextul determinat. Asta este foarte important, pentru că putem discuta multitudinea de rezultate comparative, dar foarte bine autoarea le-a plasat în contextul determinat. Autoarea iscusit ne conduce la ideea că și fetele și băieții de vârstă școlară mică simt nevoia de siguranță afectivă, de mai multă dedicare a cadrelor didactice în actul educațional, vorbind aici nu de învățătorul clasic cu care de regulă se conectează emoțional, dar și de profesorii de alte specialități cu care petrec mai mult timp și sunt percepuți ca fiind distanți. Nevoia de afecțiune a elevilor se poate satisface prin acordarea de atenție, prin acceptare, prin aprobare și atașament afectiv. Aspecte foarte importante în cadrul investigării. Prin realizarea experimentului pedagogic, doctoranda a demonstrat eficacitatea programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar, aceasta fiind determinată de întemeierea fundamentelor teoretice autentice ale prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare pe fundamentele socio-emoționale cheie ale programului Da, poți, reușești, încrederea în sine, perseverența, organizarea, înțelegerea cu ceilalți, cooperarea, rezistența emoțională, eu aici aș conecta-o mai larg cu reziliența emoțională, care acum se discută foarte mult și se promovează atât pe plan național cât și internațional, corelarea cu mai mulți factori și principiile și strategiile operaționale prezentate în capitolul 3. Valoarea aplicativă a cercetării este asigurată de conturarea mecanismului de prevenire și diminuarea agresivității și violenței școlare ca parte a unui mecanism de avertizare timpurie elaborat la nivel de instituție școlară, un element foarte important din perspectivă praxeologică. Aceasta a fost organizat sistematic în etape cu activități organizate progresiv, logic, începând cu etapa de evaluare a fenomenului de agresivitate și violență școlară, continuând cu elaborarea și implementarea programului de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar, dar și măsurarea efectelor produse prin analiza rezultatelor obținute, concretizate în scăderea frecvenței manifestărilor violente.
Concluziile prezentate în lucrare și recomandările sunt realizate în conformitate cu scopul și obiectivele cercetării, anexele 8 la număr, reprezentările grafice 39 de tabele completează conținutul tezei. Rezultatele obținute în cadrul cercetării sunt elucidate în 21 de articole științifice publicate în reviste științifice și prezentate în cadrul forumelor științifice naționale și internaționale. Bibliografie împunătoare de 186 surse, care reflectă diverse aspecte a temei tezei de doctor, denotă o muncă de cercetare asiduă a autoarei. Rezumatul lucrării reflectă conținutul de bază al cercetării și corespunde cu teza de doctor. Dar analiza conținutului disertației mi-a încetat interesul pentru unele aspecte și care vrem să ne le elucidați. De exemplu, explicați, vă rog, cum constatările cercetării realizate pot contribui la prevenirea și diminuarea agresivității elevilor școlari mici pe fundalul crizei umanitare curente. Știm că toți suntem în contextul unei crize umanitare, care este determinată de mai mulți factori. Da, da, păi am spus la început că suntem în contextul multiplelor crize, dar dacă luăm ca bază criza umanitară. Criza umanitară este până la urmă și consecință a acestui fenomen violent, între alte consecințe. În cadrul programului am insistat pe formarea la elevi a comportamentelor prosociale, dezvoltarea comportamentelor prosociale atât la nivelul clasei cât și la nivelul grupului de ele. Ori, de asemenea, tot în cadrul programului am promovat valori și atitudini, precum toleranța, respect, responsabilitate, empatie. Ori, dezvoltând și întărind aceste valori, am creat în sufletul copilului acea atenție deosebită către suferința semenilor. Iată un element foarte important, așa. Și atunci ei devin mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor, devin mai implicați și eu pot să spun că participarea lor la proiectul educațional Darul de Suflet, care au avut două componente, componenta umanitară pentru bătrâni, întinde o mână, și componenta pentru copii dintr-un anumit grup vulnerabil, zâmbete copil, eu cred că și-a atins obiectivul, programul meu, mult mai mult decât mi-am propus. Da, mulțumesc, dar aici ca o continuare. Dar putem vorbi că programul dumneavoastră poate ajuta copiii să devină rezilienți, să facă față provocărilor. Da, îi și întărește, pentru că am și acea valoare socio-emoțională. Încrederea în sine, încrederea că va reuși în forțele proprii, dar și rezistența emoțională. Mulțumesc! Perfect! Dar a doua întrebare. În cercetarea dumneavoastră este explorat subiectul violenței școlare. În același timp, la etapa actuală, în raport cu mediul de învățământ, se utilizează mai frecvent termenul de bullying. Noi în codul educației astăzi avem și un articol dedicat anume bullying-ului în sistemul de învățământ. În viziunea dumneavoastră, nu există contradicție în utilizarea acestor termeni? Nu. Și sunt fermă. Pentru că un învățător în învățământul primar se află tot timpul într-un post de observație privilegiat. Tot timpul este cu ochii pe copii, pe elevii clase, sesizează comportamentele la nivelul grupului închis care este clasa de elevi, doar că aceste comportamente îmbracă forma unor microviolențe. Terminologia este împrumutată de la Debarbier, din lucrarea Violența în școală.
Deci, forma de manifestare a acestor violențe nu este atât de gravă precum formele de manifestare ale violențelor înregistrate în învățământul gimnazial și chiar în învățământul liceal. De aceea, bullying-ul presupune o existență în timp, o continuare, o perseverență. Ori învățătorul, observând, nu lasă să se cronicizeze aceste aspecte. Și atunci noi știm că bullying-ul este o parte a violenței, violența este o parte a bullying-ului, dar nu există contradicții între raportul de forță. Iată, aici. Elevii de învățământul primar au același statut și au aceeași forță. Și noi știm că bullying-ul este abuzul celui puternic asupra celui slab. Deci vorbim de microviolențe și vorbim de bullying la clasele mai mari. Da, acesta e un subiect care poate fi cu adevărat dezvoltat și eu aderez la poziția doamnei profesor Cuznețov că lucrarea dumneavoastră deschide și alte limite și alte perspective pentru explorare. Mulțumesc frumos și în acest context eu vreau să finalizez referatul meu cu următoarea constatare. Abordarea științifică și praxeologică a domeniului vizat permite concluzionarea faptului că teza de doctor în științele educației, condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, realizată de Balan Corina, corespunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul științelor educației, iar autoarea, demonstrând competențe investigative foarte frumoase, zicem performante, merită să îi se confere titlul de doctor în științele educației la specialitatea 531-01 Teoria Generală a Educației. Și din partea mea, felicitări, stimate doamne pretendente, și felicitări și coordonatorului științei. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și vreau să spun că abordarea mea din perspectivă gender am realizat-o doar pentru a onora faptul că ne-ați fost coordonator. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc, dar cu adevărat a fost o incursiune foarte interesantă. Sigur că el nici nu putea să fie. Exact. Că fetițele altfel se comport totuși în pofida faptului că noi vedem peste tot egalitate. Bulbura ideal la femei, la fete, e mai mare. Și centrele nervoase sunt mai reprezentative. Ele altfel, și bullying-ul și tot ce spuneți manifestă, dar bărbații altfel. Așa că foarte bine că ați făcut așa. Da. Vă mulțumesc, stimate. Putem porni o altă discuție, dar asta e deja o altă profesor Potruc pentru întrebări provocatoare și pentru doamne pretendente, pentru deschideri noi și competența cu care ați abordat subiectul. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, înainte de a oferi cuvântul conducătorului științific, îmi permiteți să prezint și eu avizul la teza de doctor în știința de educație, condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, realizate de Balan Corina la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației. Așa cum s-a menționat și în discuția de astăzi, dar deja este cunoscut că fenomenul violenței ia amploare la nivel social și în școli implicit, nu în zădar. Printr-o dispoziție a Ministerului Educației s-a insistat pe includerea în formarea profesională inițială la ciclu 1 și la ciclu 2 master a conținuturilor privind prevenirea agresivității, violenței și a bullying-ului în școli, ceea ce și s-a făcut, eu știu, în planurile de învățământ au fost introduse aceste conținuturi. Ziceam, societatea în ansamblu ei privește cu neliniște la creșterea acestui fenomen care afectează nu numai climatul școlar, dar și sentimentul de siguranță, calitatea vieții. Protejarea copiilor împotriva violenței de orice fel nu este doar un imperativ etic sau un scop prioritar al politicilor educaționale, este o problemă ce ține de drepturile omului.
În acest context, Balam Corina, prin formularea problemei de cercetare, configurează necesitatea de a construi în școală un mediu sigur, protector și inclusiv, așa cum am menționat, pentru a gândi, a învăța și a socializa într-un mediu în care elevii să fie scutiți de violență printr-o misiune și o viziune antiviolentă creată și împărtășită de tot ce implicați în procesul educațional. Având în vedere complexitatea fenomenului cercetat, autoarea tezei de doctor își construiește demersul investigațional pe evidențierea impactului pe care îl are dinamica fenomenului violenței în mediul școlar, corelată cu o schimbare de perspectivă în privința școlii ca parte integrantă a comunității, conturează problemele cu care se confruntă școala ca instituție și mediul de formare a elevilor. Balam Corina a descris situația în domeniul vizat de cercetare, prin care stabilește perspective, principii de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar. Pretendenta la titlul științific explică că violența în școală în toate formele sale constituie încălcarea drepturilor copiilor la educație, sănătate și bunăstare și configurează problema cercetării, identificarea și valorificarea condițiilor psihopedagogice și a interconexiunii dintre acestea în vederea prevenirii și diminuării agresivității și violenței școlare în mediul primar. Merită aprecierii corectitudinea formulării aparatului științific, constatând prezența unei relații funcționale între elementele acestei părți, componente tezei de doctorat, pertinența reperilor teoretice ale cercetării și caracterul adecvat al metodelor de cercetare valorificate în demersul investigațional experimental. Este incontestabilă noutatea și originalitatea rezultatelor științifice obținute în cadrul cercetării, redată inclusiv prin identificarea prevederilor conceptuale, psihopedagogice și stabilirea interconexiunilor dintre ele ca demers în elaborarea modelului sintetic de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare. Menționăm că structura lucrării respectă recomandările față de o teză de doctor în științele educației. Conținutul tezei este spus logic și bine structurat în trei capitole. Elementele constitutive esențiale reflectă principalele rezultate ale cercetării corelate cu opiniile cercetătorilor din domeniu la problema abordată, într-un cadru teoretico-conceptual și metodologic descris echilibrat în conținutul tezei. Doctoranda face o sinteză a principalelor abordări cu referire la fenomenul agresivității și violenței școlare, evidențind dimensiunile teoretice de abordare psihologică cu interferențe sociale și pedagogică. Studiul teoretic realizat îi permite autoare prezentarea argumentelor furnizate de diferite orientări explicative ale agresivității umane și ale teoriilor care stau la baza comportamentelor agresive, prezentarea unor posibili factori de risc și a cauzelor determinante ale manifestărilor agresive și violente și conturarea unor posibile căi de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare. Balam Corina reușește să pună în valoare crearea unui mediu de învățare care să stimuleze dezvoltarea comportamentului prosocial și acordarea de ajutor celor care deja se manifestă agresiv și să dezvolte o atitudine pozitivă prosocială prin programe de prevenție implementate cât mai de timpuriu, urmărim limitarea acțiunilor factorilor de risc. Apreciem faptul că pentru a configura un sistem conceptual privind diminuarea agresivității și violenței școlare în raport cu anumite condiții psihopedagogice detaliate de autoare și a condiționării acestor în contexte reale specifice elevilor claselor primare, au fost aduse un șir de principii care stau la baza mecanismului de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar, conceput la nivel global din care face parte programul de intervenție și de diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Abordarea integrată a fenomenului de agresivitate și violență școlară în vederea prevenirii și diminuarea agresivității și violenței școlare în învățământul primar este prezentată sintetic în modelul de abordare integrată în vederea prevenirii și diminuarea agresivității și violenței școlare în învățământul primar, structurat în figura 2.5 la pagina 76 în teza de doctor. Autoarea cercetării aduce argumente și demonstrează că educația în școală trebuie să vizeze ansamblul personalității elevului, urmărind să-i formeze nu numai orizontul cultural, dar și cel afectiv, emoțional, volitiv, atitudinal, să-i susțină eforturile, să-i lărgească interesele, să-i determine progresele, orientarea și să-și optimizeze procesul de socializare.
Analizând coordonată procesuală a cercetării realizate, menționăm că teza prezintă un demers investigațional logic organizat în vederea creierii unei viziuni generalizate asupra prevenirii și diminuarea agresivității și violenței școlare în învățământul primar. În scopul propunerii unor soluții eficiente pentru prevenirea și diminuarea agresivității și violenței școlare în învățământul primar, autoarea tezei structurează demersul metodologic pe 5 coordonate: dezvoltării genetice și progresive, educații cumulative și osmologice, axiologice, simpatetice, de compărtășire a trăirilor și de acceptare reciprocă, modelări existenței în conformitate cu valorile sociale, exact ce la ce m-am referit în întrebarea pe care v-am adresat-o, dezvăluind esența demersului investigațional prin 5 fundamente socioemoționale cheie: încrederea în sine, perseverența, organizarea, înțelegerea cu ceilalți, rezistența emoțională, toate incluse în programul de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în învățământul primar, prezentat în tabelul 2.1, pagina 81-83. Demersul experimental proiectat și realizat corect demonstrează prin date experimentale valoarea practică a programului de activități privind prevenirea și diminuarea agresivității și violenței școlare în învățământul primar pe dimensiuni și indicatori de performanță structurate în matrice indicatorilor de progres a comportamentului elevilor de vârstă școlară mică, precum și matrice indicatorilor comportamentale ai părinților și profesorilor participanți, instrumente care urmăresc evaluarea comportamentului elevilor participanți la experimentul pedagogic, precum și monitorizarea și obținerea feedback-ului părinților și cadrelor didactici implicate în experiment prezentate în anexe. Evidențiem că reprezentările grafice ale rezultatelor cercetării sunt realizate corect și conțin date statistice care confirmă eficiența programului de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în învățământul primar. Concluziile particulare de la finele capitolelor și concluziile generale reflectă strategia, traseul și rezultatele cercetării. Sursele bibliografice, destul de impunătoare, considerăm 286 de titluri, sunt relevante și adecvat selectate. Prin studiile personale incluse în lucrare, după cum am menționat, 21 de articole, autoarea confirmă valoarea teoretico-aplicativă a propriului demers investigațional în cadrul tezei de doctor. Remarcăm că tema tezei este în conformitate cu specialitatea solicitată și răspunde tendințelor de cercetare în domeniul științelor educației. Rezumatul corespunde materialului prezentat în teză, fiind expus coerent, logic și echilibrat. Întrebările pe care am vrut să le clarificăm deja au fost adresate în sesiunea de întrebări. Referințele de valorizare a problemei enunțate în titlul tezei, complexitatea teoretico-practică a cercetării, antrenarea unor repere adecvate de validare experimentală, furnizarea unor repere teoretico-metodologice relevante pentru științele educației, logica investigației ne permit să remarcăm că teza de doctor în științele educației cu tema condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar demonstrează un progres investigațional, un proces investigațional corect conceput și realizat. Autoarea tezei demonstrează un nivel înalt de cultură pedagogică și competențe de cercetare bine formate. Valorile create în cadrul tezei de doctor certifică maturitatea științifică a cercetătoare Balan Corina, contribuția sa la dezvoltarea teoriei generale și valorificarea aplicativă a cercetării. Considerăm, în baza argumentelor prezentate, privind demersul cercetării, că teza de doctor în știința al educației, condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, realizată la specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației, corespunde exigențelor în vigoare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și a Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației din cadrul Universității de Stat din Moldova. Este o lucrare finalizată și relevantă teoriei și practicii educaționale, iar autoarea tezei merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu din suflet, vă mulțumesc pentru susținere, pentru zâmbetul, întotdeauna pentru zâmbetul încurajator, pentru observațiile pertinente atunci când a fost cazul și m-a ajutat să-mi redirecționez acțiunile și să obțin un produs final mai bun.
Mulțumesc, felicitări, stimată doamnă. Stimați colegi, îmi permiteți să ofer cuvântul conducătorului științific, doamnei profesor Zoia Buțu. Mulțumesc frumos pentru toate cele expuse. Mi se pare că... Da, vă referiți în mod special la doar calitățile personale, da, la cercetătora pretendente la titlu. Da. Despre anume personalitatea lui Corina Balan, doctorandă. Desigur că pe parcursul studiilor la doctorat, Corina Balan a demonstrat o atitudine pozitivă și abilități necesare pentru a realiza o cercetare valoroasă, care a fost destul de pozitiv apreciat de către recenzent. Ea a reușit să îmbine experiența practică și pregătirea teoretică în domeniul temei de cercetare. Doamna Corina Balan întotdeauna a fost receptivă și deschisă pentru îmbunătățirea textului tezii la toate discuțiile. După asta ea întotdeauna perfecționa textul, da. Și desigur că este o personalitate serioasă, perseverentă, proactivă și cu un grad înalt de pregătire profesională în domeniul educațional. Asta e din punctul meu de vedere. În calitate de conducător de doctorat fac următoarele constatări, aprecieri și concluzie privind activitatea științifică a doamnei Balan Corina. Doctoranda Corina Balan, pe parcursul studiilor de doctorat, a manifestat activism și interesul față de problema abordată, dar și cunoașterea acestei probleme nu numai în plan teoretic, ci și în primul rând în plan practic. Fiind și profesoară la clasele primare și conducătoarea unei instituții de învățământ. Doctoranda posedă abilități de cunoaștere, analiză și sinteză informației științifice și factoriale, de comparație și de producere de noi cunoștințe, ceea ce ea a demonstrat prin cercetarea sa. Cu privire la actualitatea temei de cercetare, tema de cercetare este acum foarte actuală și chiar în pic. Și e de menționat că ideea cercetării probleme agresivității și violenței școlare a venit însuși de la doctoranda Balan Corina. A argumentat acest fapt din perspectiva practicii reale a școlii în care dumneai activează în calitate de cadru didactic. Pe de altă parte, doctoranda aduce și alte argumente în favoarea actualității temei de cercetare. Doctoranda pornește de la analiza politicilor internaționale și naționale, privind prevenirea agresivității și violenței școlare și finalizarea cu analiza diferitor concepte, abordări, teorii privind problema vizată. Pe larg descrie și situații privind abordarea acestei probleme pe plan internațional în România și în Republica Moldova. Cu privire la logica construirii și realizării cercetării și la aparatul științific didactic. Pentru început vreau să remarc faptul că doctoranda a construit cercetarea asigurând o abordare logică, stabilirea instrumentariului de cercetare, realizarea demersului analitic, realizarea demersului conceptual și praxeologic, realizarea experimentului pedagogic. Aparatul științifico-categorial conține toate elementele necesare prezentate consecutiv și în esențialitatea relevantă în raport cu finalitățile cercetării. În raport cu logica cercetării, Balan Corina structurează și conținutul tezii, cadrul analitic, conceptual și cel experimental.
cadrul analitic cuprinde aspecte teoretice cu caracter general al agresivității și violenței școlare din perspectiva pedagogică și psihologică, accentul fiind pus pe analiza conceptelor de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare. Cadrul conceptual constructiv. Doctorantul a abordat din diferite perspective și la diferite niveluri. Informare, implicare, colaborare, parteneriate. De fapt, concepția de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare este una inovativă. Include toate elementele constructive, condiții, factori, principii, instrumente, etc. Cadrul experimental al cercetării doctoranta pe lângă argumentare și descriere a demersului experimental care, în viziunea noastră, pe deplin corespunde cerințelor de aplicare a metodei respective, aplică pe larg și metodele stilistice. E de menționat că experimentul pedagogic a fost realizat în condiții reale de către Balan Corina. De fapt, experimentul a demonstrat eficiența conceptului propus care poate fi aplicat cu succes și în alte instituții de învățământ din România și din Republica Moldova. Și în încheiere, concluzie generală. Teza de doctorat avizată este finalizată și prezintă un produs științific de valoare, atât în plan teoretic, cât și în plan praxeologic. Cercetarea realizată de Balan Corina propun să fie înaintată la etapa următoare de expertizare. Și aduc sincere mulțumiri pentru implicarea importantă a membrilor Comisiei de Îndrumare, doamna Bodruglungu Valentina, profesor universitar, Panco Vasile, profesor universitar, și doamnei Ripida Tatiana, doctor conferențial universitar. Mulțumesc pentru coordonare, pentru atenția la detalii atunci când am avut nevoie de detaliu care îmi crea oarecum un drum de acțiune, care mă ghida spre o altă perspectivă. Vă mulțumesc pentru implicare și pentru tot efortul și pentru disponibilitatea de a ne accepta atunci când eram disperați că nu... Da. Știi și drum bun pe largul cercetării. Mulțumim, stimați membri a Comisiei pe doctorat, urmează următoarea etapă. Ne retragem pentru a delibera și a decide asupra calificativului acordat acestei lucrări științifice, dar și a propunerii de acordare a titlului științific. Stimați membri a Comisiei de Doctorat, onorată asistență, îmi permiteți să dau citire procesul verbal numărul 2 din 18 martie 2024 al ședinței Comisiei de Doctorat, primind conferirea titlului științific de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor. La ședință au fost prezent 5 membri, cu prezență fizică 5, cu drept de vot 5 membri. Comisia de doctorat în componența Șepciuc Maia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președinte al Comisiei de doctorat, Guțu Zoia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Academie de muzică, teatru și arte plastice, conducător de doctorat, Cuznețov Larisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent oficial, Enoglu Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat, referent oficial, și Bodruglungu Valentina, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent oficial, membru al Comisiei de Îndrumare, a evaluat teza de doctor în știința de educație cu titlu Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, elaborată de Balan Corina, și a constatat
Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar și au atribuit calificativul foarte bine. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în știință ale educației, autoarei tezii, condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar, după cum urmează, pro 5, contra 0. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis a atribui calificativul foarte bine tezii de doctor în știință ale educației cu titlul condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar elaborată de Balan Corina, a conferit titlul de doctor în știință ale educației doamnei Balan Corina. Felicitări! Mulțumim la vreo încă, da. M-am văzut. Da? La noi spune două. Doamna președintă, doamna profesor coordonator, doamna profesor îndrumător, asemenea doamna, așa, onorate doamne care ați făcut parte din comisia mea de verificare și de evaluare, vă mulțumesc din inimă, cuvintele sunt prea puține ca să poată exprima gratitudinea mea. Sunt copleșită de emoții, sunt copleșită de oboseală, dar cu toate acestea trebuie neapărat să-mi exprim toată recunoștința. Mulțumesc doamna Carolina Țurcanu, care... dar noi se spune umbră atunci când copilul are nevoie de părinte și îndrumare directă. Suport. Suport. Emoțional, moral. Vă mulțumesc încă o dată și... Felicitări doamnei doctor Corina Balan, felicitări conducătorului științific cu această realizare și îmi permiteți să declar închisă ședința de astăzi.